60 de secunde exact ca pe vremuri ai ca să supraviețuiești. Ne jucăm 60 seconds reatomized. Fred a ieșit pe ușă și pentru că trebuie să fim mai buni în anul acesta, voi încerca să supraviețuiesc în 60 seconds apocalypse cu Ted. Îi dăm pe normal și vreau să încercăm cu toată lumea să supraviețuim. Desigur că este imposibil. De fapt și ceva, ar trebui să dau pe easy, sincer, dacă vreau să supraviețuiesc cu toată lumea, ca să nu moară nimeni. Deși easy nu e chiar atât de easy pe cât credeți, că dacă te duci cu toți, o să fie foarte greu. O să vă explic în ce constă jocul dacă sunteți noi pe canal sau nu știți, dar majoritatea știți deja, e un joc foarte mișto care îmi place mie mult de tot. Deci ne ducem din nou la Apocalypse, Ted, Little Boy. Pe Little Boy ce se întâmplă? Practic, ai șanse mai mari să nu fii atacat, pentru că asta e nasol când te atacă zii criminalii, dar de multe ori să știți că am pierdut pe easy, adică nu e chiar așa cum pare. Că e easy și e tot. Pentru că, dacă joc doar Ted și Timmy, gen, tu acum trebuie să-ți salvezi familia. Și să cari iteme din casă, pentru că urmează să vină o bombă fix pe casa ta și se distruge tot. Dar tu intri sub pământ prin ușița aceasta, ok? Și trebuie să te asiguri că supraviețuiești. În principal, jocul nu-ți cere să supraviețuiască toată lumea, ci să supraviețuiești tu. Dar tu decizi pe cine mai iei cu tine. De exemplu, am luat-o pe Dolores, am 4 sloturi în inventar, deci pot să iau doar 4 iteme, dar fiecare item are o folosință și fiecare item are o altă... Anumite iteme îți ocupă 2 sloturi, anumite iteme îți ocupă doar 1, da? Trebuie să găsești servieta. Sunt câteva lucruri cheie de care ai nevoie în jocul acesta. De exemplu, servieta e foarte utilă. Luăm apa și deja nu mai avem loc. Știi că servieta e foarte mare, dar pe easy servieta are chestii din ea. Deci e mega folositoare. Medkit-ul e bun. Jocul ăsta e greu, ca să înțelegeți. Nu e un joc ușor. Deci nu e ușor deloc. Îmi trebuie Boy Scout-ul pe care îl văd în capăt acolo. Nu prea am luat multă apă. Ok, și dacă iau și pușca, bă, sunt destul de mulțumit. Adică, cred că îmi lipsește radioul. Wow, la limite, și nebun. Nu trebuia să mă mai chinui să iau și harta, dar acum am luat toate itemele necesare și, practic, pentru că am luat servieta, o să avem câteva iteme în plus și pentru că jucăm pe easy, în bunker vor fi deja ceva iteme în plus. Dacă jucăm pe hard, nu avem niciun item în plus. Ok? O să vă explic că e foarte ușor, dar în același timp mega mișto. Pentru că este Crăciunul, a trecut Crăciunul, e anul nou, hai să punem pălăriile. Nu știu de ce nu mai fac developerii content pentru jocul acesta, pentru că e foarte, foarte mișto. DLC-uri ar trebui, nu știu. Ei au încercat să facă alt joc, 60 Parsecs, și nu a mers deloc, a fost fail. Părerea mea, nu știu, mie nu mi-a plăcut. Eu m-am jucat mai mult timp și pot să schimbi aspectul anumitor iteme. Vedeți, în stânga, în dreapta, da? La pușcă, nu, la cărți am schimbat. La asta de șah nu mai știu. La radio am schimbat, harta e schimbată și mai sunt challenge-uri. Bun, fiți atenți, e destul de simplu. Ei trebuie să mănânce și să bea apă. Dar, aici o să ne zică foarte multe informații. Nu o să stăm să citim fiecare chestie în parte, că ne-a 2 ore. O să facem așa o idee, că am ajuns în bunker fix înainte să explodeze totul. Și pentru că jucăm pe easy, avem 3 iteme în plus: muzicuță, cărți și încuietoare. Bun, gloanțe și checkers, așa. Deci știi că avem, sincer, toate itemele din joc. Nu știu exact ce îmi lipsește. Singura problemă e că nu avem destul apă. Când ai foarte multă mâncare, de exemplu, o să-ți bagi o cutie. Când ai foarte multă apă, o să-ți bagi un bidon de la mare de 5 litri, 10 litri, doar ca aspect, că zic, ca și cantitate nu contează. Fiecare om are nevoie să mănânce și să bea apă. Trecem de prima zi, ok? Prima zi nu se întâmplă nimic. De la ziua 2, acum încercăm de anul nou să supraviețuim cu toți oamenii. Nu știu dacă am mai reușit asta vreodată. Foarte greu. Bun, zice așa. Trebuie să citim. Acum, de la ziua 2, începe să-ți dea niște evenimente. Și tu, în funcție de cum răspunzi la ele, o să fie bine sau o să fie rău. De exemplu, zice că the shelter is way smaller, e prea mic bunkerul și e spațiu în fața mesei pentru a fugi pe lângă. Și o să dăm nu, să nu fugă nimeni, că poate să rănesc. Nu le dăm de mâncare, nu facem nimic. Afară e radioactiv. Nu ai voie să ieși decât cu gaza de mască, ok? Adică masca de gaze, dar așa îmi place mie să zic, gaza de mască, ok? Bun, 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 bun. Dar mai departe, ei nu mănâncă zilnic, pentru că dacă le dăm să mănânce zilnic, o să rămânem fără mâncare. Mănâncă la... Nu, beau apă la 5 zile și mănâncă la 5 și 2, 7 zile, nu L, hai să zicem așa. Ok, ați înțeles. Noi dacă ne uităm pe persoane, na, de doar sete. Nu contează, nu ne pasă. Bun, o să dăm pe Schedule Expedition for Tomorrow. Apăsăm pe butonul ăsta și mâine o să trimitem pe cineva într-o expediție. Modalitatea principală ca să obții iteme în jocul acesta este să te duci în expediție, adică cineva pleacă din bunker. Bun, ziua 4, ok. Și pe cine trimitem? Pe Timmy. Și pe Timmy îl trimitem cu, exact, gaza de mască. Îl trimitem cu servieta și cu gaza de mască, nu știu dacă l-a ajutat cu ceva. Tu dacă pui servieta, poți să-l mai trimiți cu iteme. Dar el le poate pierde pe drum, deci nu vrem asta. Dar dacă îl trimit cu servieta și cu masca de gaze, poate aduce el mai multe iteme, habar n-am. Deci Timmy
și-a pus masca și-a plecat afară. Afară e radioactiv. Bine, în mod normal ar trebui să ai costum full radioactiv pe tine, nu doar mască. Dar ăsta e doar un joc. Bun. Ziua 5, bea toată lumea apă. Tine e plecat, deci nu mai bea apă. Ceea ce e bine, pentru că el cât e plecat, n-are nevoie să-i dai apă. Și chiar bea el singur. Și nu bea din stocul nostru. Ok? Și avem așa. Nu ne simțim prea bine astăzi. Cineva se uită la noi. Tragem cu pușca. A, n-avem toporul, mă, așa e. Păcat că n-avem toporul. Mi-a dat alte iteme nefolositoare, dar toporul nu. Interesant. Bun. Se văd niște crâi pe fundal. Este de la radioactivitate de afară. Unchiul Teddy ne povestea nu știu ce. Nu mă interesează eventul ăla, nu bifăm nimic. Trebuie să ai grijă cu eventurile pe care nu le știi, că poți să-ți strice itemele. Aia e toată chestia. Foarte, cel mai important item e ăsta, aș zice eu. Este Scout Handbook, pentru că îl poți folosi de multe ori. O să vedeți pe viitor. Astăzi mănâncă toată lumea. Deci, tu poți să selectezi să-i dai doar lui Mary Jane de mâncare. Dar, dacă dau click aici, le dă tuturor, da? Asta înseamnă o porție de mâncare și asta înseamnă să bea apă pe ziua respectivă. Dar la ziua 7 le dăm tuturor de mâncărică. Și zice Gambling Dance, așa. A venit unul la noi și vrea să pariem cu cărțile pe mâncare. Nu o să facem asta pentru că putem să pierdem. Și nu ne avantajează cu nimic. Nu, nu ne băgăm. Nu facem gambling. Nu mergem la risc, gen. Dacă nu mai ai nimic, merge să riști. Dar momentan stăm chiar ok. Jocul se termină în momentul în care tu ești salvat. Jocul a mai primit update-uri și sunt mai multe modalități de a fi salvat. Poate să te salveze armata, dar ca să te salveze armata ai nevoie de anumite obiecte la tine. Dacă tu nu ai obiectele, trebuie să te duci în expediție să le cauți, cum l-am trimis noi pe Timmy. Timmy poate să se întoarcă cu toporul care ne lipsește nouă. Claustrofobia este dificilă, sunt oamenii claustrofobi, dacă am putea deschide ușa. Nu putem deschide ușa că e radioactivitate și se îmbolnăvesc toți. Adică vă prindeți și voi de jmecherie. S-a întors Timmy, fii atent că s-a auzit ușa. Ted a înnebunit, nu știu exact de ce a înnebunit, e o explicație. E foarte bine că s-a întors și cu masca și cu servieta, ok? 3 sticle de apă, 2 conserve și a fost perfect. Aici în detalii și zice ce a făcut. Zice că a fost la un teatru, că au fost actori, sau că îi crede că găsește actori, dar nu era nimeni. Și că a dat de niște mine, nu știu ce, dar nu stăm să citim. Ne uităm doar la ce item-ul ăla și așa mai departe. Voi să vedeți că cealaltă caractere au dehydration și hungry, da? Ei bine, uite, de exemplu, Timmy nu are dehydration, a băut mâncare. Cred că trebuie să scrie starving dacă moare de mâncare. Dar, uite, lui Dolores nu e foame. Interesant. Am auzit că a bătut cineva la ușă, când am deschis era o servietă la ușă. Dacă deschidem servieta, poate avea ceva care să ne îmbolnăvească. Poate să aibă și ceva bun. Dar de obicei, nu prea m-a ajutat, așa că o să dau X. Nu deschidem servieta. Bun, ca să fie treaba ușoară și pentru mine, ca și ca să nu nebunesc și să nu stăm să facem tabele și matematici, toată lumea bea apă, deși lui Timmy nu e sete. Îi e sete puțin, încă nu e sete la maxim. Dar, la ziua 10, Mary Jane, Dolores și Ted au toți dehydration. Dehydration când îți apare prima oară, cred că rezistă o zi, două, nu știu cât rezistă. Dar, dacă trecem de ziua asta, au murit. Deci au murit toți în afară de Timmy. Și trebuie să le dăm apă neapărat. Îi dau apă și lui Timmy, ca să știu că, bă, la ziua 10 le-am dat apă tuturor. Să nu mai țin minte că la ziua 10 i-am dat ăluia, după aia la ziua 11 ăluia și să stau să încep să fac calcule, știi? Pentru că doar că mă uit pe el și are dehydration nu mă ajută, că dehydration trebuie să treacă niște zile, în fine. Noises, weird noises all the time. Hai să ne jucăm checkers, ca să ne mai relaxăm. Poate nu mai e nebun Ted. Zic și eu, nu știu. Bun, aici este primul event, sună telefoanele. Sună telefoanele, pentru că afară sună un telefon public și o să ne ducem să-l deschidem, să-l luăm și să răspundem. Trebuie să-i dăm de mâncare lui Timothy. El n-a mâncat la ziua aia. La ziua 7. Ok, am avut un phone call. O trimite pe Dolores să răspundă la telefon, frumos. La telefon sunt gemenii. Gemenii vor să-și facă o tabără unde să supraviețuiască foarte multă lume. Și noi trebuie să-i ajutăm cu niște iteme. Mi se pare că sunt 3 iteme. Și la armată și la gemenii. Le-ai dat astea 3 iteme, te-au salvat. Dar trebuie să ai itemele și unul din iteme parcă e toporul. Și nu-l avem, deci da. Ok, 12 zile, nu mai este starvation, deci e bine. O să trimitem în expediție. O trimitem pe fată. Deci dacă e cineva care să ne salveze din situația asta este guvernul. Da, o să ascultăm la radio. The government people are coming and we should keep our ears. Zice să asculte la radio în caz că zice guvernul ceva. Clar vrei să asculti. Faza e în felul următor. În jocul ăsta cât am jucat, eu nu știu, am vreo 30 de ore în el, Dolores și cu Mary Jane nu prea ajută la nimic. Părerea mea. Adică e o persoană în plus și atât. Nu ajută la expediții. Cam aia e faza.
Regii pe expediții sunt Ted și Timmy. Am putea să-l trimitem pe Ted în expediție, dar a nebunit Ted. Și dacă îl trimitem, s-ar putea să nu se mai întoarcă. În mod normal, pentru că Ted nu e singur, de obicei când e singur îl nebunește, trebuie să stea cu cei din jur și o să-și revină. Dar până își revine, nu putem să-l trimitem. Pe prima pagină ne zice că, vești bune, guvernul chiar ne-a contactat la radio și ne-a zis că vor extrage supraviețuitori din zona noastră. La fel ca la gemeni, trebuie să îndeplinim niște condiții. O trimitem doar cu masca. Sau? Hai să încercăm și la ea, dar nu am șanse prea mari, speranțe. Bun, bun, bun. Ziua 14, mănâncă toată lumea. Mă ajută pe mine să gestionez mai repede. Uite, Timmy din nou e ok. Și a revenit Timmy complet. Puteam să-l trimitem astăzi în expediție. Dar vreau să trimit și pe altcineva. Faza e în felul următor. De fiecare dată când trimiți pe cineva în expediție, e o șansă mai mare să vină criminalii după tine. It's been a while. We don't know much about what's happening on the surface. Bă, nu o să ascult la radio aici. Adică abia ce am ascultat, de ce ești It's been a while. Abia două zile am ascultat. Ziua 15 azi bea toată lumea. Ok. Ne-am speriat puțin când a căzut harta de pe perete. E bine, a căzut harta de pe perete, deși în joc nu pare că a căzut, și în spatele ei un safe care o să ne dea ceva mâncare sau ceva de genul. Deci o să deschidem în spate să vedem ce se află acolo. Bun. Ia să vedem ce se afla. Da, am pierdut mâncare. Wow. We noticed that some of our supplies went missing, a fantomă. Nu prea am pățit asta, de obicei era doar de bine eventuală. Deci ne-am luat țeapă. When a single brick fell out to the wall revealing a tight opening. Asta n-am mai pățit. Deci a fost seiful de la asta și acum a căzut o cărămidă și trebuie să verificăm în spatele ei. Dacă iar e țeapă, o să mă enervez, sincer. No way că iar ne fură mâncare, ar fi culmea. Asta n-am mai pățit-o. Nu, ne dă mâncare, vezi, pentru că a apărut cutia jos. Deci ne-a dat mâncarea pe care am pierdut-o înapoi. The last thing we expected here was a fashion trumpet. E o trompetă. Bă, nu o să deschid la trompetă. Merry Men. Nu prea am încredere în Merry Men ăștia, cine or fi, de ce ne cântă la ușă, nu știu. Dar eventul ăsta putea să fie unul bun, știi, doar că nu vreau să risc, atâta tot. Bun. Noi doar supraviețuim acum. E plictisit Timmy. Și nu-l lasă pe Ted în pace. Charade să cânte. Hai să cânte, să vedem ce se întâmplă. Habar n-am, de obicei dădeam nu, dar poate îl ajută să-și revină. Au cântat, deci, nu știu. This Rizzy really wasn't the best matchup. Our moment, Ted, așa, were calmly writing down riddles. The next day were screaming at each other. Țipau! What? Cică, ne-am pierdut muniția și o să căutăm cu flashlight-ul, dar nu avem flashlight, deci aia e. Băi, nasol! Flashlight-ul ne trebuie pentru armată și toporul pentru gemeni. Ia să vedem. Mamă, nu s-a întors Mary Jane nici cu toporul. E nasolă treaba. Dar a fost bine până acum, adică s-a întors cu masca și cu servieta, dar doar o conservă de mâncare și două sticle de apă. Destul de slab, sincer. Destul de slăbuț. Se pare că a devenit o necesitate să ieșim afară. Rather than later, plan the trip outside. Țipă, da, se uită un animal la noi, scrie aici, și e câinele. Ne trebuie lanterna ca să-l vedem. Nu vrem să tragem în animal. Ah, e câinele Pancake, căruia îi dai mâncare, parcă, și ți-aduce apă. Deci ăsta e un event în care dacă te împrietenești cu câinele respectiv, că zice, a, ok, deci dacă n-ai lanterna nu descoperi câinele. A, ok, deci ei n-au știut că e un câine. Era un câine și el vine la ușă și vrea mâncare și dacă îi dai mâncare, îți aduce înapoi apă. Zice că găsește el și îți aduce. Deci e o mecanică bună în joc ca să te ajute în caz că ai prea multă mâncare și nu ai apă. Ok, astăzi mănâncă toată lumea. Momentan stăm bine pe mâncare și pe apă. Un tânăr ne-a vizitat, îngrijorat de sora lui geamănă. Bun, ăsta este, ăștia sunt frații aia gemeni de care vă ziceam și care o să facă o tabără să ne salveze. Problema e că n-avem topor. Ted s-a îmbolnăvit. What? Și Dolores. Și Mary Jane. Mamă, e horror. Fii atent. Trebuie să o umflăm pe Mary Jane cu mâncare. S-ar putea Mary Jane să se fi îmbolnăvit că nu i-am dat mâncare. Dar ăștia ar trebui să supraviețuiască la cum le-am dat la 7 zile. Dar riscă să se îmbolnăvească, știi? O să-l trimitem din nou pe Timmy, deși e destul de nasol. Am primit mesaj la guvern să ne ducem unde ne specifică ei pe hartă. Deci momentan progresăm și cu guvernul și cu gemenii. Situația în felul următor. Ted și-a revenit că am folosit medkit-ul, dar Dolores e horror, Mary Jane, pardon. S-a rupt masca, deci nu cred că a rupt Ted masca. Ted a rupt masca pentru că a nebunit și când nebunește distruge iteme. Fix de masca avem nevoie.
Trebuie să o umflăm pe Mary Jane cu mâncare. Nu pot să-l trimit pe Timmy afară. Păi fii atent, o să fac ceva troll. O trimit pe Dolores, pe Mary Jane. Adică deja e bolnavă, ce se întâmplă dacă o trimitem bolnavă afară? S-ar putea să nu mai vine niciodată sau se întoarce și tot bolnavă e, deci din nou una. Așa că nu-i mai dăm de mâncare, o trimite direct afară. Mary Jane, dovedește-ne că meriți să rămâi în familia asta și adu ceva. Întoarce-te în viață și adu ceva, ok? Problema e că Ted nu-și revine, aia e curiozitatea mea. De ce rămâne nebun Ted? Că n-are sens. Hai să vedem, niște... Zice că a găsit niște furnici mutante, dar nu selectez pe nimeni, dăm mai departe. Cred că e prostie eventul ăla. Astăzi trebuie să le dăm să bea cu toți apă. Hai să vedem, apă avem, mâncare avem, adică stăm ok. Vezi, zilele trec super repede. Să vedem în câte zile reușim să scăpăm, că trebuie să scăpăm. Ted se îmbolnăvește din nou, aia e problema. Eu cred că e prea foame. Da, cred că e prea foame lui Ted. Altfel nu dau seama de ce se tot îmbolnăvește. Aici ne trimite să furăm de la un vecin, dar nu furăm. La ziua 27 mănâncă toată lumea. Mamă, s-a îmbolnăvit și Timmy. Oh my god, man. Ceva e în regulă. Le dăm să citească cartea. Ceva e suspect pentru că să le dau mâncare mai devreme? Nu le dăm mâncare la ziua 21? Dacă îi umflăm cu mâncare ar trebui să-și revină. Cum a rupt aia? What? They basically tore the book apart? Nu, bro, e foarte rar să rupi cartea. What? Trebuie să le dăm o stradă de mâncare. N-avem ce să facem. A sleazy looking trader. Nu, 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 nu ne băgăm. Aia e pisica, e Sharikov, dar nu ne permitem. Deci nu ne permitem amigul cu pisica. Vreau să-i umflu pe ăștia cu mâncare să vedem ce se întâmplă. A murit Mary Jane. Doamne, ranul nostru este efectiv ruinat. Ruinat. Planurile de Crăciun, de Revelion, de anul nou sunt ruinate la gunoi. Ok, supraviețuim așa, nu e problemă. Today was an exciting day. Ted all of a sudden he found car keys in the basham. Nu o să-l trimitem pe Ted afară cu cheile de la mașină, s-ar putea să rănească sau ceva de genul. Deci nu. Dacă le dai mâncare e o șansă să-și revină, aia e toată faza. Trebuie să le ofer nutrienți. E ciudat, o să încerc să le dau mâncare la 6 zile de acum colo. N-am mai pățit să mi se îmbolnăvească așa. Adică e ceva nou. Rats, hai să tragem cu pușca, ci că sunt niște șobolani. N-am pățit să mi se îmbolnăvească la 7 zile. Ei practic supraviețuiesc 10 zile, nu 7. Dar 7, mamă, s-a stricat și arma. Da, asta e blestemat, e. Pur și simplu blestemat, Ranu, n-ai ce să-i faci. Nu ai ce să-i faci, no joke. Trebuie să o trimitem pe Dolores în expediție, altfel n-avem nicio șansă. Adică suntem efectiv morți. Siblings, ne-au vizitat gemenii, le dăm harta. Dacă văd gemenii cum suntem, e jale. Ok, ăștia nu-și revin, deși le dau mâncare non-stop. Ok. Bun, o trimitem pe Dolores cu servieta și atât. Deci că n-am... Nu, n-am. Aș putea să o trimit cu radio, actually. Fii atent, o trimit cu servieta și cu radio. Asta e ultima noastră șansă de a face ceva. Dacă n-a mers, e over. E literally over. Dacă trimis cu radio, e o șansă să găsească medkit, aia sper eu. Și dacă găsește medkit, îl facem bine pe Ted. Timmy, dacă moare, e ok. Faza e să nu moară părinții, că dacă mor părinții, copiii nu pot continua. Poate i-am umflat pe ăștia cu mâncare de i-am rupt în două și nu-și revin. Aia e problema. Timmy nu mai e obosit, dar... Mamă, e horror. N-a putut să doarmă, cică Timmy. Nu, nu le mai dau mâncare. Deci n-am cum să le mai dau mâncare. Dacă nu-și revin aici... Ăștia distrug orice, nu, ranul ăsta e over. Bun, e un om cu mai multe brațe, parcă. Dacă nu-i dăm apă, ne bate. Dar, pentru că îi dăm apă... Și azi o să bea toată lumea. Pentru că îi dăm apă, când o să ne atace criminalii, ne apără el. E destul de interesant. Ok, nu le mai dăm nici apă, nici mâncare. To play an instrument. Hai să cântăm la instrument. Avem muzicuță pe masă. The end, man. What? Ah, ok. Sunt curios dacă se întorcea Dolores sau nu. Acum ne zice cu X că probabil s-a terminat jocul. Deci Ted efectiv nu și-a revenit din nebunie. Adică spunem tu ceva, ne-am jucat pe literalmente easy, man, easy. Ted a nebunit, nu și-a mai revenit niciodată. Adică ce poți să faci în situația asta? N-are niciun sens.
Deci nu are sens pur și simplu. Nu știu ce am greșit. Chiar nu-mi dau seama ce am greșit. Dar Ted efectiv ne-a ruinat. A nebunit? Pa! Nu și-a mai revenit niciodată. Bun, iau full mâncare. Deci 4 de mâncare e perfect. Ne trebuie apă. Dar asta o să ia tot. Oh my god. Să ia tot mâncare. Ok, ne trebuie membrii familiei. Dolores așa, ok. Ăsta ne trebuie. Ok. Oh my god. Ne văd toată lumea. Ok, cred că o să ne întoarcem după servietă. N-am luat radio. Servieta e foarte risky. Cred că trebuie să resetăm iar, dar stai să vedem ce am luat și ce n-am luat. N-am luat radio, n-am luat Boy Scout-ul. Mă, cred că a fost run bun ăsta, stai să vedem. Ce ne dă shelter-ul, ce ne dă bunker-ul, că putem avea noroc. Avem ce ne trebuie sau nu, ca să facem win în familie. Hai să jucăm fără radio, deși de obicei eu nu joc fără radio. Hai să vedem ce se întâmplă. Nu putem să câștigăm cu armata decât cu... Gemini sau Sharikov, pisica. E ok și deși radio-ul ăla ne cam ajuta pe aici pe colo, ne poate da iteme în plus. Mă rog, hai să vedem. Unchiul Terry, hai să ne uităm în carte pentru unchiul Terry. Să vedem și cu el care-i faza. Dacă a rupt cartea, dau restart. Deci de dea restart, nici nu stai la discuții. Bun, o să ne bazăm de data aceasta mai mult pe Timmy. Mergem all-in cu Timmy, că el e regele, pur și simplu. Adică degeaba o trimit pe Dolores. Știi care-i faza? There's nothing more surprising than knock on the door. Nu îmi pasă cine bate la ușă. Nu deschidem? Nu deschidem deloc, că poate să fie cineva nasol. Nasolikes. Toată lumea e bine acum. Asta vreau să văd, nu avem apă. Hai să vorbim cu Mary Jane, cu fata. Să o înveselim, că trebuie să aibă moralul ridicat. Ne bazăm foarte mult pe Timmy, ce aduce. Că noi cu astea nu o să supraviețuim. Mamă, n-avem pușcă și... Oh my god! Bă, cât ghinion! Mamă, e prea greu, men, să iei toată familia. Și armă, și topor, și radio, și toate. Am pierdut mâncarea, ne-am furat-o. Holy man, imposibil! Foarte greu. Practic, ne bazăm puțin pe RNG. Pe noroc, pur și simplu, pentru că... Leather suitcase. Fii atent, că eu deschid leather suitcase-ul ăsta. Dacă ne îmbolnăvim, sparg tot. Deja îi dau așa una. Boom! Ok, moment rar, dar ne-a dat mâncare. Bun. We're not clean, o să folosim spray-ul ca să ne curățăm. Spray-ul ăla e mai important decât să ne curățăm noi, dar dacă nu fac aia se îmbolnăvesc toți. Spray-ul e mega important pentru că poți să-ți refaci medkit-ul. După ce l-ai folosit, e un event și îți refaci medkit-ul. Deci, a fost horror. Deci a fost pur și simplu... Oh my god, Timmy, cum poți să-mi faci una ca asta, man? N-ai găsit nimic! What do you mean, n-ai găsit gloanțe? Timothy! Man, trebuie să-l trimitem de urgență pe Ted. De urgență pleacă Ted. E cea mai grav... Ai de capul meu. Efectiv, suntem pe moarte. Come on, Ted, nu mă dezamăgi. Deci Ted instant. Ia mă că-l trimitem pe Ted doar cu masca. Eu mă gândeam că bagă și el în servietă iteme, dar... No. Nicio treabă. Ok. Eu le-am dat de mâncare la ziua 7, sau? Ia mă că le dau mai devreme. Le dau din 6 în 6 zile, că ăștia prea fac urât. Bun, n-am ascultat la radio că nu avem. Sună Gemini, deja ați învățat jocul. Timișa a revenit deja. Ok. O trimitem pe Dolores la Gemini să vorbească cu ei. Care va deja sfore. Hai să vedem ce noroc avem. Ascultăm și ne jucăm table, nu știu ce facem. Au rupt ăștia tablele, bă, dar ăștia distrug orice. Nu, no, nu, no, nu, no, e ok, e ok.
Bem iar apă, deci deja e over, ca să înțelegeți. A găsit gunoaie, Timmy. Nu. Nu-l trimitem să caute în gunoaie. Hai să vedem dacă ne salvează Ted cu apă sau nu, sau e over. Efectiv over. Te pupăm, Ted. Deci, uite, deci tu, 200 de apă, a stricat masca. Oh my god, Ted, are you serious, man? O trimitem pe Mary Jane. Ne dă 2 sticle de apă în schimbul lanternei. Mamă, ne dă 1 sticlă de apă. Oh, ne trebuie măcar 2 pentru lanternă. Nu știu ce să mai zic. O trimitem pe Mary Jane. Mary Jane, e timpul să-mi arăți, ok? De ce ești șefa? Deci du-te și arată-mi cu servieta de ce ești șefa. Te rog, o dată în viață, vino cu multe iteme. Te rog. Ar trebui să o trimit cu mâna goală. Poate e greșeala mea că îi trimit cu servieta. S-ar putea. Cred că da. O să încerc să-i trimit cu mâna goală. Ok, ziua 18, mănâncă toată lumea. Ted e băut sau? Ha, mă, că-i dăm iar apă. Deci doar gemenii ne mai pot salva și nu avem toporul, aia e problema. Mamă, e horror. Cum s-a îmbolnăvit, mă, Timmy, am dat de mâncare ieri. Lăsăm așa, nu știu. Au făcut ăștia un update la joc și te îmbolnăvești non-stop. Trebuie să-mi zică cineva în comentarii, că nu înțeleg. Bun, vezi toți. We could use some extra supplies. Așa, a damage tank, stuck. Dacă ne ducem după el, nu cred că găsim ceva. Hai să trimitem pe Timmy, că oricum e bolnav. Ce se poate întâmpla mai rău? Cred că e țeapă cu tankul. Sau? A găsit radio în tank. Not bad, actually. Deci nu e rău deloc. Ok, ok. Hungry, hungry. E încă ok-ish. Să-i dăm un pic de mâncare lui Timmy. Hai să ascultăm la radio aia. Hamă, Mary Jane, toarce-te acasă cu multe iteme. Deci deja trolezi și-ți bagi joc. He paid a visit to a young man worried about his twin sister. Ok, o trimitem să vorbească Dolores. Ia mă, Mary Jane, regina sau nu? Stai așa. Servieta adus înapoi, 2 sticle de apă. E ok, dar nu prea. Cam aia e problema. E ok, dar nu prea. Le dau mâine să mănânce toți ca să nu mai moară. Sleazy looking trader, nu mă bag încă cu el. Omă, Sharikov ne necesită multă mâncare, man. Ne băgăm. Aole, nici eu nu mai știu ce fac, sincer. Îi dăm o conservă. Trebuie să-l mai trimit. Aole, trebuie să-i mai trimitem în expediție. Avem și pisica, mai mănâncă și asta. Ce ne facem? Nu știu dacă a fost o idee bună. Habar n-am. Pleacă direct în expediție cineva. Armata ne cere cărțile și nu le avem. Deci, GG. Nu te cred că s-a îmbolnăvit cineva. Nu s-a îmbolnăvit, ok. Îl trimitem pe Timmy, oricum e pe moarte. Bă, Timmy, ție nu-ți dăm apă, te pupăm, gen. Gol. Deci nu te mai cu nimic. Nimic. Bun, ziua 25, medkitul nu ți-l dăm. Toată lumea e mâncată, băută. Dar cum are mai asta? Starvation. Ok, ia. E greu rău în 4. De obicei jocul joci în 2. Na, la Ted. Hai mă, Ted, te facem bine și aia. Dacă ne poate salva cineva, este guvernul. Ok, ascultați acolo la radio cât vreți. Bun, și a revenit Ted, că l-am vindecat noi. Da, e chiar ok, e chiar ok situația. Ceva zgomot de jos și n-avem cum să ne apărăm. O să dureze câteva zile până vine Timmy, ziua 28. Încă e ok. Sharikov e nou în familie. Are ceva pe zgardă. Should we take a quick trip and see what's there? Hai să mergem să vedem ce e pe zgardă. E o adresă și mi se pare că vin niște agenți, sau? Că sunt 2 endinguri, deci pisica a venit cu 2 endinguri noi. Și are pe zgardă o adresă, te duci la adresa aia și mânezi pisica înapoi. De-aia o să se întoarcă pisica. Și o să vină cu niște agenți, parcă. Bun, le dau de mâncare azi. Doamne, doamne, să ceartă ăștia, dar nu alegem nimic. E grav rău de tot, exact la limită. Deci suntem la limită cu mâncare. A murit Timmy.
regele. Pur și simplu. Trimitem altcineva. Oh my god. O școlim pe Mary Jane, că nu știe să pronunțe nu știu ce cuvânt. Mamă, și sunt toți obosiți, că ți-a duce Dolores. Medkit! Wow, what? Nu știam că poți să obții medkit din chestia aia. Îl trimitem pe Ted. Cu mâna goală, efectiv. Oricum avem medkit, dacă se îmbolnăvește, îl facem bine. Aia e faza. Bă, stăm horror pe mâncare. Mă bazam că vine Timmy și aduce ceva, dar... E grav rău de tot gen. Siblings vor toporul și nu-l avem. Deci da, ne trebuie toporul, pur și simplu. Deci nu ai cum fără topor. N-are niciun sens. Fără topor, e efectiv over. Cred că trebuie să facem ending-ul cu siblings, da? A loud crash. Și are că fauna nu toi. A găsit pisica o jucărie. Nu investigăm nimic, dar... N-ar trebui să moară ăștia, nu. Da, n-ar trebui. Bun. Se aud niște sunete. E armata. Era un morcov, nu știu ce era. Cred că mai rezistă. Le dăm mâine și mâncare și apă. Armata vrea cărțile și nu le avem. Îl așteptăm pe Ted să se întoarcă, altfel nu-mi explic. Mary Jane has been constantly under the cover of night. Așa... Se duce la o întâlnire Mary Jane și a făcut iubit. Should she be allowed to do that? Da, las-o pe Mary Jane să iasă cu iubitul. Mi se pare că iubitul e dintr-o... de-asta de bandiți. Și s-ar putea să ne atace, dar chiar sunt curios ce se întâmplă. A bătut-o iubitul. Oh my god, a bătut-o iubitul. Dolores și-a cerut scuze. Mary Jane came red-faced and furious. She saw the bandit boy outside holding hands with some bandit girl. Deci Mary Jane și-a făcut iubit și efectiv a înșelat-o. Doamne, a fost rănită Mary Jane și a bătut-o Dolores. No, glumesc, dar nu știu de ce e rănită Mary Jane. N-am idee. Și chiar nu am idee. Dacă nici Ted nu se mai întoarce. Unde a plecat Ted, bă? A nebunit. Pă bune. Ciuperci, nu le mâncăm. Hai, Ted. Doamne, nici acum nu vine, cred că a murit, mă. Na, e blestemat ranul ăsta. Deci pur și simplu. Trebuie să vină zilele astea, altfel e over. Ia, a venit. Ia mă, ce ne-a adus? E bolnav. Nu e problemă dacă e bolnav, ne-a adus mâncare. Apă și gaza de mască și pușcă. Vezi că e bine. Deci nu e rău, Mary Jane is tired. She became cranky. Bun. Hai să vedem, îl vindecăm pe ăsta, pe Mary Jane. Nu mai facem nimic. Pe ăla lăsăm așa. Și mâine dăm de băut la toată lumea. We finally get a good one of this vehicle down the street. The ice cream truck. Ne ducem cu harta după el. Nu știu ce e pe ice cream truck. Poate găsim iteme, ceva. S-a rupt harta. Forță. Deci e oficial over. Este oficial over pentru noi. Cred că o lăsăm pe Mary Jane să pleacă. Să plece, pardon. Nu ne permitem să trăim toți. Deci nu avem cum, pur și simplu. E impossible. Ok, Mary Jane s-a dus, că nu i-am dat apă. Și... Starvation. Hai să le dăm mâncare. Azi ziua 41. Și așteptăm. Bate cineva la ușă. Nu știu ce să ne facem, că nu avem toporul, nu avem, adică... Vă repede, mă duc așa, ăștia vor toporul, gemenii. Ce să le fac? Trebuie să-și revină caracterele să plece iar în expediție. Altfel nu e nicio șansă. Și pe bune, nu e nicio șansă. Doctor a bătut la ușă. Deci a venit un doctor, a bătut la ușă și ne vrea sticlele de apă. 1, 2, 3, 4. Dacă îi dăm 4 sticle de apă, suntem morți. Deci suntem efectiv dead man walking. Dar noi dăm sticlele de apă. Continuăm fără el. Dacă îi dăm sticlele de apă, o să câștigăm jocul. Dar mai durează până câștigăm jocul, încă vreo 10, 15, 20 de zile. Deci trebuie să mai adunăm noi cumva niște apă în plus și după aia e easy. Dar ăștia nu-și revin, sunt obosiți. Another broadcast. Dacă sunt obosiți,
N-ai ce să le faci. Deci nu ai ce să le faci. Am dat la mișto aia cu expediția. Vezi, nu poți să trimiți pe nimeni. Mâine le dăm de mâncare. Arbata vrea lanterna, gemenii vor toporul. Ia că bate cineva la ușă. Poate după ce le dau de mâncare și revin. Iar e doctorul. Deci doctorul vrea neapărat 4 sticle de apă. Tu îți dai seama să-i dăm 4 sticle de apă și nu este și 4 oameni la început? N-ai cum, că bea toată lumea, consumă tot. În ziua 48. Strangest person that he looked like human except with triple amount of arms. Îi dăm o sticlă de apă, nu avem ce să facem. De fapt, îi dăm de mâncare? Nu, no, nu avem mâncare. I-am dat apa noastră. Nu o mai facem aia cu doctorul niciodată. Faza e că nu-și revin ăștia să-i trimitem. Uite, și-a revenit Dolores. Trebuie să o trimitem de urgență. O trimitem acum în ultima zi, deci 50. Nu știu, aici s-ar putea să fie nebunia. Și-a revenit Ted, hopa. Sau? Este un pic. Da, și-a revenit Ted. Ok, lui Ted nu-i dăm nimic. Doar lui Dolores îi dăm apă și mâncare. Doar Ted ne mai salvează aici. Nu știu, trebuie să aibă un godly run. Să fie efectiv regele, să vină cu 30 de sticle de apă. Bandits at the door. Le cântăm bandiților. Și o să scape, sau? S-ar putea să ne fure o parte din iteme? Nu știu ce s-a întâmplat. Au început să plângă, bă. I-am impresionat până la lacrimi și au plecat că le-am cântat. Ok, o să mai atace bandiții. Doctorul iar vrea apă. Sunt curios dacă vine Ted cu bunătăți. Aia sunt eu curios. Siblings are back. Da. Ia uite ce relaxată e pisica. Da, armata ne cere iteme, gemenii ne cere iteme, nu le avem. Ted nu știm dacă mai vine înapoi. Că acum e din ce în ce mai periculos cât îl trimiți mai mult în expediție. A, deci asta poți să o folosești mai multe ori harmonica, nu știam. What? Nu cred. A, ne-au furat-o acum și s-a îmbolnăvit Dolores. Ok. Bă, ne-am apărat de două ori cu harmonica. Vezi, ajungem la zilele periculoase, unde efectiv suntem invadați non-stop. Deci ei ne oferă hartă pentru asta și lacăt pentru ăsta. Da, nu, nu mă bag. Opa! Ok! 3 sticle de apă, 2 de mâncare și toporul. Vezi că e perfect. Problema e că s-au îmbolnăvit. Aia e problema. Deci aia e problema. Trebuie să ne înțelegem cu Sharikov. Nu, nu ne jucăm cu el, că ăsta o să ne zgârie și ne rănește. N-a fost deloc rău, pardon, ce a făcut Ted acolo. Chiar a adus chestii bune. Deci cred că greșeala mea e că trimiteam cu servieta. E ok, nu mor ăștia de sete. Or Fiverr Radio, Fiverr Radio. Dacă dăm Tinker se strică radioul. Ziua 60, mamă. Ne-am dus ca lumea, gen. 60. Le dăm și mâncare. Bandits are at the door. Tragem cu pușca. Să-i alungăm. Cred că s-ar putea să fi trebuit să dăm de radio pentru lacăt. Că închideam ușa și ne puteam apăra de bandiți, da, vedem. Some door-to-door salesman, we remember așa. Da, nu mă bag la ce vrea asta să vândă, că oricum nu avem multă mâncare și apă. Nu știu, deci supraviețuim random acum, nu mai are sens, sincer.
De fapt, așteptăm gemenii să se întoarcă și le dăm toporul. Dolores insists on serving the whole thing right now. Should we do it? No. Vrea Dolores să mănânce toată porția. Stai să vedem ce se întâmplă cu gemenii aia. Ok, le dăm toporul gemenilor. Problema e că nu mai avem cu ce să ne apărăm. Deci, da. A, nu, ni l-au dat înapoi gemenii. În câteva ore ni l-au dat înapoi, cică. A, bă, ne atacă bandiții non-stop. Deci n-ai ce să le mai faci. Mergem pe 70 de zile. Ted și-a revenit. E horror, man. Armata vrea cărțile, dar nu le avem. Aia e problema. Îl trimitem pe Ted, iar fii atent. Prea cel mai troll, dacă Ted încă se mai întoarce, dar n-are... E insane ce facem noi aici, câte expediții a avut Ted. Nu, nu, nu rămâne Dolores în viața, aia e problema. Cred că o atacă bandiții, dar stai să vedem. Zgârieturi la ușă, cred că e câinele. Sau? Zgârieturi la ușă, ce pot să însemne? Nu ne-au jefuit, deci suntem ok. E rănită Dolores. A group of bandits. S-ar putea să ne ajute la cu mai multe brațe pe care l-am hrănit mai devreme. Nu! Man, unde e mă ăla? Are you serious right now? Unde era mă ăla cu mai multe brațe care i-am dat de mâncare și de băut? Nu, bro. Ain't no way. You perished. Man, am fost super aproape, deci nu cred efectiv. Am fost foarte aproape să-i dăm doctorului apă și să scăpăm. Dar vedeți și voi că, bă, n-ai mă, eu nu știu ce trebuie să fac să scap în pat. Ca să încercăm ceva mișto rău de tot în joc. Probabil ai văzut din titlul și din thumbnail, adică degeaba mă prefac eu că nu știi. Dar vreau să-ți explic scurt pe doi. În jocul acesta sunt mai multe caractere importante, ok? Ai copilul, ai mama. Ei bine, femeia aceasta se numește Mary Jane. Iar ea nu prea ne ajută. Cântă la țambalul ăsta sau ce-o fi la trompetă și mănâncă multă mâncare. Nu face nimic folositor. Dacă o trimiți în expediții, mare brânză nu face. Așa că o să stăm și o să ne gândim astăzi, pentru că ea are o folosință foarte secretă. Ea se poate transforma în monstru. Așa că aș lua ambii părinți. Nu știu dacă l-aș lua și pe Timmy cu noi. O să vreau să fac mai multe încercări astăzi, să vedem ce se întâmplă. Luăm niște mâncare, pentru că dacă Mary Jane se transformă, ok? Hai să vedem unde e servieta aia, buclu, cașă. Dacă se transformă Mary Jane, ea nu mai are nevoie să bea apă. O să vă explic mai multe detalii, e foarte important. Hai să luăm și câteva sticluțe de apă. Băi, scoutul ăsta e folositor. Și aș mai vrea... Am văzut gaza de mască pe undeva, dar nu mai știu unde. Hai mă, gaza de mască, unde ești? Nu, n-ajung! Oh! Mă, mai eram la un milicentimetru! La limită și de această dată. Și am refăcut, am luat itemele la loc. Am reușit să iau și gaza de mască, Boy Scout, toate cele. Nu știu care e planul pentru astăzi, o resetez de foarte multe ori, dar sunt 3 oportunități prin care Mary Jane devine extrem de folositoare. Se va transforma într-un mutant. Îl avem aici. How to get mutant Mary Jane. Și este o poză cu ea făcută monstru. Nu știu dacă se poate da zoom aici ca să vedem. Ea când se transformă în mutant, practic, văd că am găsit medkit, muzicuță, deci suntem super bine. Practic, ea nu mai are nevoie să bea apă. Nu numai că nu mai are nevoie să bea apă, dar nu știu dacă știți, în jocul acesta te bazezi pe expediție, adică trimiți pe cineva afară să aducă iteme. Ei bine, Mary Jane, dacă e mutant, întotdeauna se va întoarce înapoi. Nu poate fi oprită de niciun bandit, de nimeni. E efectiv un monstru de neoprit. Dar sunt 3 evenimente prin care o poți transforma. Este un eveniment când apar păienjenii. Deci o să scrie în carte că sunt niște păienjeni aici și că trebuie să-i omori. Dacă nu-i omori, poate să o muște pe Mary Jane și atunci se transformă într-un mutant. Acum, sincer, aș vrea mai degrabă să o transformăm pe Mary Jane decât să câștigăm. Dar o să trimit pe Ted afară în expediție să vedem ce se întâmplă, care masca de gaze, ok? Dar de ce nu am chestiile transformate? What?
Că aveam niște skin-uri pe aici, nici eu nu mai știu la ce aveam. Hai să-l trimitem pe Ted afară. Îl trimitem doar cu masca de gază. Nici eu nu mai știu ce mai zic. Și așteptăm, pur și simplu e un waiting game. Așteptăm să vină eventul respectiv, să vedem dacă se transformă sau nu Mary Jane. Asta e problema, că uneori nu se transformă. Played by someone who was clearly not a trumpet player. Și că cântă cea la trompetă. Și chiar Mary Jane cântă la trompetă, știe să cânte, dar nu e ea. Însă între timp aveți și voi codul RAF. Aveți reducere pe G2R, să zic, pe G Fuel, link în descriere. Eu beau astăzi niște Wumpa Fruit beau. Destul de bun Wumpa Fruit. Așa, nu avem itemele, mă rog. Pur și simplu trecem zi după zi după zi după zi, așteptând trei evenimente. 1. Păienjenii, 2. Gândacii, 3. Avem un puddle of green goo, ceva mâzgos. Keep track down, așa o să folosim medkit-ul, că altfel se îmbolnăvesc ambele fete. Și pur și simplu trecem prin joculeț. E jocul dat destul de tare și l-am dat pe 7% volum. E nasol că am folosit medkit-ul acolo, e destul de unfortunate. Mary Jane had her birthday 2 weeks ago, it turns out today. E ziua lui Mary Jane, hai să dăm ăsta să vedem dacă îl strică sau nu. Sper să nu îl strice, că ne trebuie pentru medkit. O, s-a întors Ted. Ia să vedem, nu l-a stricat. Ok, s-ar putea eventurile astea mici să o ajute cu sanity. Adică să nu nebunească, știi că îi dăm cadou de ziua ei, nu știu ce. A găsit o mâncare, o apă și niște cărți de joc. Nu e rău deloc, Ted, nu o să-ți dau de mâncare. Ring, ring, sună la telefon. În ziua 10 le dau să bea tuturor și poate lui Ted de mâncare. Dacă Mary Jane se transformă, deci gândiți-vă, Mary Jane se poate transforma în ziua 3, de exemplu, mă uitasem la cineva pe YouTube, se poate transforma oricând Mary Jane. În momentul în care s-a transformat, este cel mai bun caracter existent din joc, pentru că o trimiți non-stop în expediții, e unstoppable. E insane. Noi acum că l-am trimis pe Ted, dacă îl trimitem din nou, e o șansă mai mare să fie atacat și să nu se mai întoarcă. Și mai mare, mai mare, de fiecare dată când îl trimiți. De-aia spre finalul jocului, pe la ziua 40, ziua 50, 60, îl trimiți și nu se mai întoarce. Something has been making a lot of noise. Hai să folosim toporul să vedem ce face zgomot. Ok, trebuie să le dau de băut tuturor. Ted nu e... e starvation. Hai că dau de mâncare, I guess. Sper să nu se strice toporul, aia e toată chestia. Bun, nu l-am luat pe Timi pentru că nu pot efectiv în 4 oameni, deci nu am cum. Deși Timi era folositor, că îl trimiteam acum în expediție repede. O să încercăm mai multe chestii, văd că s-a rănit Ted și ce a fost acolo în groapă. Așa, era un crocodil, deci trebuia să dăm cu lanterna în loc de topor, dar avem toporul întreg, e ok. Nu prea că s-a rănit Ted, dar mă rog. Ziua 11, ăsta e un event foarte bun, folosim bug spray-ul ca să-l transformăm în medkit, e chiar perfect dacă mă întreb pe mine. Ok, nu știu, am văzut în episodul anterior că ăștia se îmbolnăveau destul de repede. Deci, sincer, o să le dau de mâncare mai repejor puțin. Is there a way to rescue from hell situation? The government. Hai să ascultăm la guvern ce zice. Pam, pam, pam. Ok, deci nu a venit momentan eventul cu Mary Jane. Poate să vină și în ziua 50. Dar o să încerc mai multe run-uri dacă nu vine. Adică, stați liniștiți. Bă, momentan nu-l vindec pe Ted, oricum nu moare. Îl mai păstrăm așa. Ce a zis guvernul? The government has not fallen. Deci o să ne salveze cândva guvernul. Ok. Aș vrea să-l trimit pe Dolores. Nu o să folosim radioul. Mary Jane a nebunit. Asta nu prea mă încântă. Nu știu exact de ce a nebunit. Da, mă rog. Că ăștia sunt toți în buncăr. Adică ar trebui să fie ok. Whatever, guys. Bun, Dolores o trimite cu masca de gază. Deci, de obicei, Dolores nu face nimic în expediții. Ca idee. Deci să aveți așteptările low, lowest of the low. Dar Mary Jane e o bombă cu ceas, cum ar veni, pentru că în orice secundă se poate transforma în mutant. Problema e că nu mereu se transformă. Eventual nu știu ce înseamnă, nu ne pasă de el. Nu vine să cred că în 2024 încă ne jucăm 60 seconds. Adică e ireal cât de vechi e jocul ăsta. Bă, pur și simplu ce am învățat pe YouTube e că unele jocuri sunt clasice, man. Adică unele jocuri le descoperi, e ca un film, știi? Le redescoperi, mă rog, le descoperi prima oară și după aia le tot rejoci. Așa, we discovered they came from a small group. Deci ăștia sunt survivorii. Cred că o să le dăm niște mâncare. E de mâncare, presupun. Ok, survivorii ne ajută să scăpăm, ne ajută să câștigăm jocul. Și trebuie să le dai iteme de fiecare dată când îți cer ceva. Oh, și a revenit Mary Jane, ok. V-aș trimite-o într-o expediție pe Mary Jane. Dar dacă o trimit în expediție, nu mai vin păienjenii, știi? We need to meddle with it until it works. Nu, că stricăm radio-ul. Na, nu, nu, pe Mary Jane pur și simplu ținem în bunker și așteptăm eventul. Că dacă apare eventul și ea nu e acasă, da, nu merită să o trimitem. Problema e că Mary Jane...
Are o șansă slabă de tot să facă ceva. Asta ne dă apă, e bună oferta, dar nu ne băgăm. Că poate ne trebuie la guvern, poate ne trebuie cărțile. Deci le-am dat la ziua 12 să mănânce. Le dau din nou azi. Trebuie să întoarcă Mary Jane. Dolores, pardon. Bate cineva la ușă. Aoleo, ce retardiet sunt, am uitat să-l vindec pe Ted. Și a murit. Oh my god. A young lady. Upsii. Sau a murit Ted că nu i-am dat apă? Nu mă, nu i-am dat apă lui Ted. Cred că a murit de la boală. Oricum e cam list of things you hate the most. Nu. Trebuie să întoarcă Mary Jane și suntem ok. Dolores, pardon. Hai să vedem Dolores ce s-a întâmplat cu ea. A găsit multă apă și mâncare. Deci stați liniștiți că în doi putem să câștigăm lejer, gen. Că a găsit super bine Dolores. Pentru două persoane e mega ok. Atât că ne trebuie eventul ăla. Așa, nu, nu facem gambling, nu folosim cărțile. Vine cineva, jucăm cărți, ne ia mâncare de două ori, ne ia mâncare dublu sau câștigăm dublu, da? Nu riscăm. Nu riscăm, nu riscăm. A venit guvernul, care vrea cărțile guvernul, ok. O să mă uit acum la Mary Jane ce necesități are. Că poate moare de foame sau sete. Hai să-i schimbăm lui, punem așa de Crăciun. Deci aici a rămas echipa fetelor, starvation, dehydration. Știi ceva? Vă dau apă și mâncare acum. During our next experiment, we're going to smelly turn and close. We recognize the man named Jim. Nu-l băgăm în seama pe Jim. Deci toată lumea e fresh și am dat de mâncare la ziua 23. Mâncare și băut. Okay. Sleazy looking trader, nu ne interesează pisica, Sharikov. O să ne necesite mâncare, Sharikov. Nu prea ne băgăm. Momentan suntem ok și cu guvernul și cu gemenii. Deci e mega ok. Hai să vedem. Abandoned tank. Tank abandonat, nu ne băgăm. Și chiar nu ne băgăm cu tankul. La ziua 28 trebuie să le dau, trebuie să le dau de băut. Bă, da. There's an armed and dangerous woman outside. Fortunately she's out of ammo. She tells us she hunts wild beasts. Nu îl dau nimic. Nu știu dacă ne rănește. Sau? Adică avem toporul la noi, de cine ar răni? Nu-i dăm glonțe că poate ne rănește dacă-i dăm glonțele. Nu, nu ne riscăm cu ea. Nu, e stuck în așa, we can't stare at the walls. Hai să ascultăm la radio. Ei au o bară de sanity ascunsă. Și dacă le scade sanity-ul ăla, nebunesc. Aia e tot o chestie, de-aia uneori trebuie să mai asculte la radio. O să le dau la ziua 30 de mâncare. During charades, we learned Mary Jane doesn't know how to spell așa. Schooling Mary Jane a little. O școlim pe Mary Jane. La ziua 29. Mary Jane e plictisită rău de tot. Bă, dar nu apare eventul ăla cu păianjenii. Tu îți dai seama? O bun dresc în oaie, așa, bătut cineva la ușă. Și că îi lipsește fratele. O trimitem pe Dolores. La ziua 30 le dau de mâncare. Ăștia sunt gemenii, cred. S-a auzit o pușcă, ce s-a auzit? Dacă moare Dolores, e over jocul. Ai toată problema. Copiii nu pot continua singuri. Bun. Le dau și apă și mâncare ca să țin minte. Hopa, breathing our shirt. We suspect there is something wrong with the ventilation. Maybe it's stuck, așa, we need to investigate. Aici trebuie să folosim Boy Scout-ul. Dar e un event asemănător cu păianjenii sau cu Green Puddle. Deci e pur și simplu random. What? Deci s-au îmbolnăvit ambele. What the fuck? Using the handbook to research the venom seems like a fair idea. We figured it's full of pointless. No man, no way că s-au îmbolnăvit și am folosit Boy Scout-ul. What? It's never a good time to go into regular access, seems like it will become a necessity in the new Arsham. Da, asta e câinele, cred. E câinele din cu lanterna. O să-l vedem, nu ne atacă câinele, e ok. Cred că o trimitem pe Dolores cu radio și sperăm că găsește un medkit ca să o vindecăm pe Mary Jane. Cred că ăla e play-ul. They also ordered to dispose of all firearms. Armata ne zice să scăpăm de arme, cică. Bă, aici e un gamble pe care eu vreau să-l fac. Adică suntem super ok cu armata și cu tot ce trebuie. Practic noi putem să câștigăm, dar îmi e că moare Mary Jane și fii atent ce vreau să fac. O trimit pe Dolores doar cu radio. E o șansă să găsească medkit. Nu știu dacă se mai întoarce în viață. Sperăm. Atât. Hai să vedem, că moare Mary Jane dacă nu.
Deci dacă nu găsește medkit, moare Mary Jane. S-ar putea să fie troll, să se întoarcă Dolores cu medkit, dar să se îmbolnăvească Dolores. O să fie cea mai troll chestie. Așa, we heard suspicious sounds coming from behind our door. Nu, nu mă interesează. Nu știu cât mai are de trei Mary Jane. Ai singura problemă. Dacă ar veni acum eventul să o transformăm în monstru, ar fi genial. Mutated rodents are attacking our supplies. Deci ne atacă șobolanii. Ăștia trebuie să te apere, adică... Nu prea e ce să faci. Îi dăm de mâncare, poate și mai... Să știți că e o șansă să-și revină dacă îi dai multă mâncare. E o șansă să se facă bine și cred că asta o să încerc să fac. The problem is simple. If you don't wash yourself, you'll get sick. E deja sick, ești nebun. Dai masca, da. Și că dacă nu se spală, se îmbolnăvește, dar e deja bolnav. What? Și-a revenit, mă, ești nebun? What doesn't kill you makes you stronger. Prietenul nostru câine e înapoi. Deci, câinele îi dă mâncare și ne aduce apă, dar după cum observați, nu stăm bine deloc cu mâncarea. Deci nu ne cu nimic, ne-ar fi ajutat dacă aveam foarte multă mâncare și puțină apă, atunci era perfect. Dar dacă îi dăm mâncare câinelui, nimic nu se întâmplă. Zim doar că se întoarce Dolores înapoi. Asta sper. Deci chiar sper super mult. Țineți cont că în orice secundă poate să apară event în care se transformă Mary Jane. Adică ăla cu Green Puddle știu că apare târziu. Trebuie să auzim ușa. Dar nu s-a auzit. Iar s-a îmbolnăvit. De ce? Că ea n-a de mâncare. What the freak? Mamă, ăștia vor să le dau medkit și eu nu am. Hopa, s-a întors Dolores, ia să vedem, zic că nu e bolnavă. Nu e bolnavă, doar Mary Jane. Mamă, găsim în care, vezi că s-a întors cu... V-am zis, mamă ce... Bă, un miliard IQ la faza asta. Deci un miliard IQ, s-a întors și cu radio, s-a întors și cu medkit-ul, s-a întors și cu mâncare și cu apă și cu tot. Gen... Și cu pușcă. What the freak, man. Asta e play of the game, efectiv, insane. Ce-a găsit și mâncare și radio și tot, ăsta e easy win, gen, n-ai cum așa ceva. E, no, deci nu înțelege ce s-a întâmplat aici. E huge. What? Mă uitam să văd dacă mai filmez azi, mâncăm și bem. Ăsta ne dă lacăt pentru cărți. Ăsta e un trade bun, sincer. Dar îmi e că armata ne cere cărțile, e singura problemă, deci nu mă bag. Huge, rău de tot ce s-a întâmplat aici. Deci ăsta e un cea mai mare tracție de Dolores. Deci Dolores a fost MVP runda asta. Nu numai că s-a întors cu radio și ne-a găsit și medkit și ne-a găsit și mâncare, ne-a adus și alta armă, că armata ne-a zis să scoatem arma, să scăpăm de ea. Și acum Mary Jane a găsit alta, Dolores, pardon, și arma e foarte importantă dacă te atacă bandiții să te aperi. Apropo, dacă se transformă Mary Jane în mutant, nu mai e nevoie de armă, pentru că o să ne apere ea mereu. Doar că trebuie să fie acasă cu noi, e singura problemă și nu o să fie gen. Bă, nu, e mai complicat, o să vedeți. Ziua 41, deci au mâncat, au băut. Toată lumea e perfect. We could use more supplies, nu. Acum pur și simplu așteptăm să ne salveze ăia. Nu, uite, aici ne-a contactat armata. Ne cere cărțile. Îmi place că te dar rămas cu noi mort aici. We are no bandits, sure, we need supplies. Dar ce a zis armata? Trebuie să ne metere nasul de radio. Ok, să se ducă cineva. Bun. Omul, nu vine să cred că... Deci e așa un... E șansa mică de tot să transformă Mary Jane în monstru. Pe bune zic, deci nu a apărut deloc. Sunt trei eventuri, gândiți-vă, nu e unul. Spiders! Ho-ho! Spiders! Te văd acolo! Mamă, stai... Ia! Zim, te rog, că se transformă Mary Jane. E o șansă mică să se transforme, dar zim că se transformă. Nici nu mă uit! Îmi spuneți voi, nu mă uit! Come on! Zim că te-ai transformat. A mers? Come on, bro. Pă bune. Sleazy looking trader. Bă, v-am zis, deci e șansă mică să apară eventul, e șansă mică să se și transforme. E troll rău de tot. O să mai încerc, stați liniștiți. O ne dăm bătuți așa, cu una, cu două. Opening the name of freedom, nu. Și ca să deschidem în numele dreptății, nu știu cine stai. Posibil să-ți dea ceva. Posibil să fie un 50-50. Classic Mary Jane se molovește. Classic, rău de tot gen. Ok, our ammunition is missing. Nu caut. Deși am putea să căutăm și poate găsim ceva, nu caut că nu vreau să stric lanterna. Nu vreau deloc să stric lanterna. Pentru că ăla e un item care îți cere armata. Deci, nu, chiar nu mă bag. O să-i dau de mâncare lui Mary Jane în speranța că poate-și revine cu mâncare.
A coded note was left on our doorstep. It's all simple as the numbers. Nu. Și că ne-a lăsat un cod la ușă. Nu prea ne pasă, sincer, pentru că suntem foarte aproape să câștigăm cu armata. Vă zic sincer. When we're close on our map, we notice someone has written a set of mysteries. Nah, nu se duce nimeni. Nu ne pasă. Nu ne pasă. Nu putem să riscăm să moară cineva, că e over. Deși pe Mary Jane puteam să o trimitem la mișto, dar îi anulăm scopul, știi? Că mai pot apărea eventul să o transforme în monstru, adică nu e sfârșitul să... Înțelegeți. Da, deci nu putem să câștigăm cu gemenii, din păcate că n-avem medkit. I mean, ăsta e cel mai urât requirement. Pentru că medkitul ne trebuie nouă să supraviețuim, adică e insane. Să ai un medkit fără să fie nevoie să-l folosești, chiar e insane. Credeți-mă. We should do something about așa, the Feng Shui, nu-mi pasă. Nu știu ce vrea cu arma, cu... Nu știu. Bă, ce ghinion cu Mary Jane. Trebuie să o transformăm, n-are cum. O să gândăm la muzicuță. O să aducă niște gândași care ne duc mâncare, parcă. Nu mai știu cum funcționează. Este să vedem. Da, vezi, vin gândacii și ea o să ne aducă o mâncare eventual. E bună muzicuța. Da. Cântăm din nou la muzicuță. Pentru că bate cineva la ușă. Bă, nu ne-a mai salvat armata de mult timp, cred. Uite, ne-au adus și apă și mâncare, gândacii. Huge W. Someone is at the door, we cannot hear what they're saying, but they're been banging like crazy. Hai, mă, să vedem. Deși... Hai să câștigăm, hai să câștigăm, hai să câștigăm. Zic că nu sunt bandiți, gen. Oh, armata, nu? M-am și speriat. We've waiting a long, waited a long time at the moment, words cannot express sau așa. Mary Jane, a diet gives a little food, ar mânca Mary Jane. Zic, măi, good ending sau nu? E armata sau cine sunt ăștia? E armata, că bandiții sunt unii blonzi. You survived! Mă, vezi că e win. Adică, știi ceva, e win și e win cu fetele. Nu mă așteptam să facem win-ul acesta. Ați văzut în episodul anterior când am încercat, n-am reușit cu toată familia. Dar în doi, oricum, gen Dolores s-a cărat insane de mult. Toată faza asta de aici, ok? Acum o să mai încerc eu câteva run-uri și vreau să văd ce se întâmplă, nu pot să mă mișc. Deci mai încercăm câteva run-uri, runs și... Aoleu, nu știu ce să fac, deci cred că iau pe Dolores și le iau pe Timmy? Ba nu, luăm Mary Jane și Timmy, o să încercăm diferite formații de familie și vedem care ne duce cel mai mult noroc ca să ne dea eventurile pentru Mary Jane. Ok, deci aici o să fie aceeași chestie, din nou adunăm iteme, nimic super mega ultra special. Ok, s-a terminat din nou, hai să intrăm în bunker, cum s-ar zice, și avem o altă formație de familie. Timmy de obicei este MVP, adică cel mai important din familie când vine vorba de expediții și vreau să... Îl folosim pe Timmy mai mult pentru trimis în expediții și cam atât. Uitați-vă la bunkerul nostru, este efectiv stacked. Foarte multă mâncare, foarte multă apă. Avem și cheia. Avem efectiv tot ce ne trebuie. Dăm skip la prima zi și îl trimitem direct pe Timmy în expediție. Nici nu știu ce poate să ne mai găsească măcar. Stai așa să-i punem o pălăriuță de babă. De babușca. Bun, Timmy. Te pupăm, frățiorul, du-te repede de tot. Și acum pur și simplu așteptăm să vină eventul cu Mary Jane. Mă gândesc că... What? Ce, m-au nebunit toți? A, poți să-l trimit pe Timmy, nebună. Cred că moare din prima, Timmy. Deci cred că e direct over. Ranul ăsta pur și simplu ghinionist. Adică n-am apăsat nimic acolo și s-au nebunit toți. Și ăștia nu-și mai revin. Decât foarte greu, cred. Deci ăsta e direct cel mai ghinionist ran existent pe planeta Pământ. Jimmy... pardon, Timmy nebun nu cred că se mai întoarce acasă. Deci e direct over. S-a întors Timmy, what? Bă, încă e nebun ce-i drept. What the... What? Bă, furat de a rupt în două, Timmy. 4 mâncare și 6 apă. What? Oh my god, man. E actually insane ce se întâmplă aici. Ăsta e un run interesant. O să mănânce toată lumea azi și beau și apă toți. Galloping horse. Nu le dăm harta cu o strică. Pur și simplu aștept eventul cu Mary Jane. Altceva nu prea avem ce să facem în runul acesta. Wow! Saved!
efectiv saved și au revenit toți. Deci toată lumea și-a revenit și uite că suntem stacked. Îl trimitem iar pe Timi. Îl trimitem pe Ted de data asta, la telefon afară, că sună gemenii. Și îl trimitem pe Timi iar în expediție. Bă, gândesc că dacă sunt doar doi în bunker, poate sunt șanse mai mari să vină eventurile alea? Nu știu. E total random. Da? Faza e că n-are masca de gaze Timi, deci o să se îmbolnăvească, dar îl trimitem cu servieta. Deci, ci că au stricat arma, că au încercat să tragă în șobolani cu ea. Doamne, așa ceva n-ai mai văzut. Deci încă aștept, the army is on the radio again. Deci ei vor să scăpăm, nu, să dăm cu lanterna pe cer. Ca să vadă unde suntem, de-aia e bună lanterna. S-a întors Timi a doua oară din expediție. Ia, sunt curios ce ne-a adus. Servieta înapoi, două sticle de apă. Bă, avem insane de multă apă. Pe lângă faptul că au nebunit din nou Ted și cu Mary Jane, le dăm apă și mâncare și așteptăm. Pur și simplu așteptăm să vedem dacă apare eventul. Uite, știu, Timi e gata din nou de expediție. Deci eu îl trimit din nou pe Timi. Îl trimit până când nu mai poate să vină. E insane Timi. Uite, deci știu, non-stop se duce și găsește ceva. Așa o să se ducă Mary Jane dacă devine mutant. Aia e diferența. Și se întoarce de fiecare dată. Bă, dar cum, wait, eu acum am realizat. Cum nu s-a îmbolnăvit Timi? Trebuia să fie, e ziua 20, cred că de aia. Trebuia să fie radioactiv afară, da? Ok. Bun, îl trimitem, da, îl dăm iar. Deci, Mary Jane pare ușurată, nu știu ce, și a rupt toporul. Forță, ăștia când înnebunesc, distrug orice. She said it's her birthday, but she doesn't want a gift. Îi dăm cărți. Îi dăm spray-ul lui Mary Jane de ziua ei. Am luat pisica, o avem cu noi și au revenit, nu mai sunt nebuni, ceea ce e perfect. Nu știu dacă se mai întoarce Timi acasă. We keep finding spiders. Hai mă, te rog, te rog. Te rog să transforme. Oh my god, man. A murit Timi. Cea mai bună veste. Timi a murit și nu s-a transformat Mary Jane. Mai sunt două eventuri care pot să apară, aia e chestia. Dar mi se pare ireal. Mamă, the army isn't coming și n-avem toporul. Să tăiem niște coparci și ne trebuia toporul. Deci Timi a reușit să ducă două, trei expediții, nici nu mai știu cât, două, cred. Cu succes. Mamă, să încercăm să-l trimitem pe Ted? Ce ziceți? Cred că-l trimit pe Ted. Ăsta ne dă pușcă pentru mască. Mamă, dacă avem masca întreagă, era o ofertă mega bună. Problema e că noi nu avem cu ce să ne apărăm. Deci, în momentul în care ne vor ataca bandiții, e over. Atât s-a îmbolnăvit, regele. Dar nu-l trimitem în... nu-l vindecăm, îl trimitem în expediție, așa bolnav. Cu servieta, să ne ce găsește. The end! No, man. Uite, deci Ted odată a ieșit și a murit. Și-au stricat și radio, forță. O singură dată a ieșit Ted. Bă, ăsta a fost mega unfortunate, sincer. Adică a fost... what? A fost atât de bun... mamă, expedițiile. Dar a fost fail, pur și simplu. Hai să încercăm Ted, Mary Jane. Să încercăm așa. Să vedem ce combinație ne duce cel mai mult noroc. Pentru că vreau să înțelegeți următoarea chestie. Poate să încerc și pe altă dificultate. Poate pur și simplu pe easy. Să încerc pe normal. Poate o fi de la easy. Vreau să încerc mai multe configurații. Pentru că poate să ne pice din ziua 3 să se transforme Mary Jane. Poate să ne pice extrem de early. Am avut noi ghinion, deși în al doilea run a picat mai devreme decât prima oară. Da? Doar că nu s-a transformat, dar nu o să fie la infinit așa să nu se transforme. Eventual trebuie să pice eventul ăla și să se transforme early. La limită. Dar cred că suntem din nou stacked. Problema e că suntem doar doi oameni și am și o muscă în cameră. Și în doi oameni e mult mai greu. Dar dacă se transformă Mary Jane, Ted pur și simplu stă acasă. Atât. Și Mary Jane non-stop face expediții. Hai să vedem. Oricum avem tot ce ne trebuie. Day 1. Avem mâncare, mai merge mâncare. Dar oricum suntem doi, adică nu consumăm foarte mult. Între timp dați și voi like dacă v-a fost doar de 60 seconds. 60 de secunde. Bun, whoever designed the Fallout shelter was a genius. We cannot really tell
Green Stuff Dripping. Mamă, e mai early decât am crezut în viața mea. Ăsta e unul din eventuri. Deci gândacii, cred că am zis greșit la începutul episodului. Deci sunt așa, păienjeni, Green Stuff Dripping și ceva goo. E o baltă cu... Hai să vedem, aici e șansa să se transforme, ia. Deci mă știu, băi, nu mai, ia, full. Sincer, nici eu nu mai înțeleg nimic. Deci nu știu sincer dacă aia cu green chestie, dripping, o transformă sau nu, nu sunt sigur. Eu credeam că o transformă, s-ar putea să nu o transforme, nu știu. Deci, mă ziceți voi în comentarii. Supply drops nu interesează, deși era bine. Am trimis pe Ted oricum. Bă, e mult mai greu decât credeam. Hai să vedem. Îi dăm și mâncare. Knock on a... Așa, ia mă să vedem. There is nothing more surprising than a knock on a fallout shelter door. Should investigate and risk our lives. Hai mă să vedem. Cine bate la ușă? Sigur ne îmbolnăvim sau ceva. Na. Clasic. Clasicul zâmbețel. Wake up the feeling very uncomfortable. It was like someone or something watching us. Trage cu pușca atunci. Ia. Yeah. Se strică și pușca. Totul merge greșit? Nu. No. A fost ok. Ziua 7. We're wondering the other door in the shelter. Hai să vedem ea cu lanterna. Ce e în ușa cealaltă, în camera cealaltă din bunker? O, da, câte eventuri. Nimic. Ok. Hai să ascultăm la radio. Trebuie să întoarcă Ted, aia e faza. Bun. Ia să ascultăm la radio din nou. S-a întors Ted. Radioul nu e stricat, ok. Ted is back. S-a întors cu masca. O vindecăm pe Mary Jane, mănâncă toată lumea. Și ne relaxăm, așteptăm eventul să vină. Îl trimitem pe Ted afară, deși el a nebunit. Îl dăm cu servieta să vedem ce găsește. Nu știu ce șanse avem să se întoarcă, dar ne trebuie mâncare. Ziua 27 și nu a venit eventul respectiv, din păcate. Ăștia tot nebunesc. The end, iar! Man, Ted efectiv moare prea des în a doua expediție. Fii atent, încercăm pe o dificultate mai mare. Poate pe easy nu vrea să se transforme. Habar n-am. Poate simte jocul că n-avem nevoie de extra ajutor, știi, să fie MDJ mutant. Deși pe easy e oarecum cel mai ușor, hai să vedem pe o altă dificultate. O să încercăm pe Fatman, pe Tsar Bomba. Să încercăm pe cea mai grea dificultate. A, pe Fatman, încercăm pe normal. Hai să vedem pe normal totuși. Poate, poate e vreo șansă mai mare. Eu am mai transformat-o pe Mary Jane și eram în formația asta, toți trei. Ia mă, le dau pălăriile jos, poate asta îi încurcă. Ia să vedem, noi avem medkit. Deci, nu știu dacă servieta... Da. Aba, da, uite. Good thing we didn't unpack on our holiday luggage. Deși pe normal, dacă iei servieta, încă îți dă iteme. Pe cea mai grea dificultate, pe Tsar Bomba, dacă iei servieta cu tine, nu are iteme în ea, n-are nimic. Deci nu te prea avantajează. Ok. Data trecută ne-a apărut la ziua 2. Țineți minte, la ziua 2 ne-a apărut. Galloping horse, nu. Asta cu mutated, rodents, gen șobolani mutanți. O să, nu să fac nimic aici, chiar sunt curios. O poate transforma sau nu, că de obicei eu atacam șobolanii să nu ne fure din mâncare. Ăștia parcă ne fură mâncare, hai să vedem. Măcar învățăm ceva nou. Deci nu s-a transformat și ne-o fura mâncare. Deci la aia trebuie să te aperi, cred. Mamă, ce expediție insane. S-a întors cu masca Ted. 4 mâncare, 4 băut. Mamă, crazy rău aici ce s-a întâmplat. S-a întors Timmy, asta e insane. Deci toate expedițiile au fost de succes. Ia-s curios ce ne-a adus. Apă și lanternă. Slab de... Opa, a plecat vocea, slab de tot. Slab. Hai să dăm muzicuța pe lacăt, că e destul de bun lacătul. Dacă mai rămâne o singură persoană în bunker, se poate apăra. Asta e șansa noastră. We keep finding spiders everywhere. Doamne! Ajută-mă, Doamne, te rog. Ajută-mă să transforme Mary Jane. Come on. Come on.
Găste, mă! Bine, doamne, doamne! S-a transformat, ești nebun! Oh my god, Dumnezeu e real! Ok, hai să vedem. Deci s-a transformat Mary Jane. Ideea e în felul următor. Timmy l-am trimis în expediție, e mort. Era bolnav, nu mai contează oricum. Mary Jane este transformată, e șefa. Deci Mary Jane pur și simplu e șefa, șefa. Uite, îi punem de asta de babușca. Practic, ăsta e POV-ul. Mary Jane se duce și face rost de iteme. Dacă vede bandiții, ăsta e POV-ul. Bum! Direct, bam, îi dă una meclă. Nimeni nu oprește pe Mary Jane. Oficial, Mary Jane nu mai bea apă. Nu mai e nevoie de apă. Gata cu apa. Doar mâncare. Dar Mary Jane e foarte periculoasă în ideea că dacă ea rămâne în bunker cu noi, începe să facă urât și poate să distrugă iteme. Sunt multe chestii pe care nu le știu legate de Mary Jane mutantă. Dar... Mary Jane mutantă trebuie non-stop să plece în expediții. Nu mă lasă, Paul, nu mă lasă să o trimit în expediție că e Timmy încă plecat. Deci, o ținem aici. N-avem treabă cu ea, îi dăm ăstuia mâncare, apă să fie safe. Așa. We discover the secret door. Ok. Trebuie să se întâmple ceva cu Timmy, că nu prea e bine să stea Mary Jane foarte mult cu noi în bunker. Asta e singura problemuță, că e monstru. Ok, a murit Timmy, perfect. Așa, oricum mă așteptam că nu se mai întoarce, că s-a întors de multe ori și... Așa. Stai să vedem. Uite la Mary Jane. Nu e hungry, ok. We decided to pick outside just for a minute. Așa, e câinele, ok. De aici începe mișto. De aici începe jocul mișto. Pentru că o să o trimitem non-stop pe Mary Jane în expediții. E unstoppable. Ok? N-are nevoie de iteme. Nu-i dăm nimic lui Mary Jane. Ok. Trebuie să mă gândesc. Ok. Faza e că noi nu prea stăm bine cu mâncarea. Câinele o să ne ceară mâncare și ne aduce apă, nu ne ajută cu nimic. Hai să vedem. Bun, Mary Jane e plecată. Singurul minus pe care îl avem noi e că nu ne putem apăra. Ba, avem toporul și cheile. Suntem ok, suntem ok. Some nasty mutated raccoon like animal shows up around the shelter. Nu mă interesează. Hai să vedem, mamă, Mary Jane mutantă, fii atent să vedem ce ne aduce acum. E unstoppable, Mary Jane. Deci e in progress, zice. Sleazy looking trader, bă, mă bag, mă... Ba, nu! Sper să ne ducă mâncare, Mary Jane, atât. Și a revenit Ted, ceea ce e perfect, nu mai e nebun. S-ar putea pisica să-l ajute să-și revină. Bă, e problema mare de tot, că nu prea stăm bine cu mâncarea. Adică stăm bine cu mâncarea, că e doar un om care mănâncă. Dar... Asta nu știu dacă strică radio-ul sau nu. Nu, lasă, nu dăm, că nu strică, dar s-ar putea să nebunească chiar Ted. S-ar putea. Nu, n-a nebunit, perfect. Bun. Trebuie să vină Mary Jane, trebuie să vină. Today we were visited by a strange looking little man. Nu dăm ăsta că ne apără. Hai, Mary Jane, cine aduci? What? Unde e, mă, Mary Jane? Ce sunt? A gang of așa started banging on our door. Oh, come on. Hai, mă, Mary Jane, adu-ne ceva mișto rău de tot, ia. Medkit, ce ne-a adus? Muzicuța și mâncare, două sticle de apă. Bă, nu e rău, știi care e faza? Mary Jane, tu trebuie să ne aduci... Tălica trebuie să ne aduci ceva cu care să ne apărăm. Siblings are back. Ah, perfect, le dăm siblingsurilor. Le dăm muzicuța la siblings. Ce ne-a adus-o Mary Jane, perfect. Și o trimitem în vacanță, în expediție, perfect. Aș vrea să întoarcă puțin mai repede Mary Jane, că nu avem cu ce să ne... Nu! Am făcut greșeală aici, nu trebuia să le dau muzicuța. Că zic, cu muzicuța te poți apăra de criminali. Aici chiar a fost greșeală. Aici chiar a fost greșeală. Oricum, ne bazăm că se mai întoarce Mary Jane și ne mai aduce chestii. Știi care e problema? S-a transformat ca întârziu Mary Jane. Aia e singura problemă. Pe Ted îl mai lăsăm bolnav puțin. Dar îi băgăm apă și mâncare. Mamă, s-a transformat ca întârziu Mary Jane și deja e cam spre mijlocul jocului, spre final. Știi, nu mai are multe expediții. Dacă era early, știi? Uite, vezi că spre final te atacă non-stop ăștia. Aia e problema. Ah, ce moftic, man. Bă, ce moftic. Hai să-l vindecăm pe Ted, îi dăm iar de mâncare. It's been a while, but it's not a message from the military on the radio. Mă, păi dacă-l trimim pe Ted,
pierdem, ești nebun, cred, sau că n-avem lacătul. Dacă rămâne singur în buncăr, ce se întâmplă? Mamă, și Mary Jane nu cred că poate să rămână singură în buncăr. Asta ne dă apă, dar n-avem ce să facem cu apa. Mamă, e horror, man, fii atent ce facem, fii atent ce facem. O ținem pe Mary Jane în buncăr cu noi până vin din nou criminalii. Sper să nu vin acum. Nu vrem să pescuim. Nu, Mary Jane, te rog, întoarce-te! Mary Jane, come on, nu ne lăsa să ne atace ăștia. Ai, ai, ai! Bro! Bă, ce trist, man! Da, deci, trebuia să vină Mary Jane azi și ea neapărat de bandiți, apoi o trimiteam din nou, știi? Vin prea des bandiții, man, și-am greșit că le-am dat muzicuța. Trebuia să o păstrez. Oh! Chin de jucărie pe arme și ne zice în felul următor: copiii sunt viitorul, ia să vedem, să supraviețuim 50 de zile și ambii copii în viață până când ne salvează cineva. Nu-mi dau seama dacă la ziua 50 ne salvează sau nu și n-avem arme. Hai să încercăm să vedem ce iese și în challenge-ul acesta ar trebui să putem să o transformăm pe Mary Jane, adică dacă vine mesajul respectiv e o șansă, pentru că face parte din joc, n-ar avea de ce să nu se transforme în challenge. Ea dacă se transformă poate să supraviețuiască foarte ușor Mary Jane, că nu moare în expediții. Așa că hai să încercăm câteva challenge-uri, să vedem, pregătiți-vă, buckle up, cum zicea youtuberul, am uitat cum, Cub Scout. Ok, day one, we are not big fans of strange smelling shelter. Arde ceva, asta e un event care se întâmplă în momentul în care joci pe normal sau hard. Îți ia foc bunkerul, se inundă și trebuie să alegi un singur item pe care îl salvezi, dar noi nu le avem pe celelalte, deci easy pentru noi. Noi deja avem skin-uri pe diferite chestii, pentru că ne-am jucat destul de mult. Trebuie doar să dai click dreapta, uite, pe ăstea avem. Asta nu cred că e skin. Păi, nu mă lasă. A, uite, pe ăsta avem. Pe radio. Pe ei avem. Și alte iteme nu mai avem, ok. Bun. Ziua a doua. Deci, apropo, vă ziceam cu muzica de pe fundal. M-am trezit când dă copyright autorul jocului pe muzica de pe fundal. Nu prea am înțeles de ce, că n-are niciun sens. M-am gândit că a bolunzit el și a început să dea copyright-uri. Adică, practic, se mi-a tot venit-o de pe videoclip, doar că îi folosesc melodia pe video. Stai să vedem. Ziua a doua. Hai să ne jucăm tablet. Și i-am dat acolo dispute, mi-a explicat că bă, fratele, e muzica din joc, nu știu ce, și a scos copyright-ul. Deci probabil a fost dat din greșeală. După care am început să mai primesc pe videoclipuri vechi și dau un non-stop dispute la toate. Așa că eu zic că să vedem dacă primește și videoclipul ăsta, că o să las muzica și dau dispute și durează multe zile până se rezolve. E complicat, gen. Când intri pe partea asta de lege, îți prinzi urechile. Hai să-l trimitem pe Timmy în expediție, dacă moare over. Clasic, rău de tot. Pe Mary Jane o trimitem să se transforme în mutant. Așa că, da, folosim. Parcă nu mai are sens jocul fără muzică, știi? Parte din identitatea jocului. Așa, ziua 4. What? De ce nu poți să... Man, nu mă lasă să-l trimit din cauza challenge-ului, că pe el poți să-l trimiți. Că n-are nimic. Na, atunci îl trimitem pe Tedozaur. Tedozaurus Rex, așa îl cheamă. La ziua 5 le dau de băut. Mi se pare că în episodul anterior n-am folosit muzica din joc, am pus alta. Că încă nu eram sigur ce se întâmplă, dar... Ia. Yeah. Spiders seem to be operating under the assumption... Ok, pe engine, ia. Poate să transformă din prima, Mary Jane. Șefa? El jefe? Ah, come on, bruh. Brother, nu s-a transformat? We should do something, we start talking to ourselves instead. Sper că nu strică radio-ul. Nu l-a stricat. Se aude un sunet de electricitate când îl strică. Bun, 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 astăzi le dăm pe pică la burtică. Ok, bate cineva la ușa, dar n-avem cărțile. Yes. Eu nici nu știam că joc jocul pe 1080p. Am pus rezoluția pe 2K, deși... Adică, episodul de 60 seconds era pe rezoluție de 2K, dar jocul era pe 1080p, deci n-avea niciun sens. Acum ar trebui să se vadă mai bine, dar ce se vadă mai bine, nu știu, că nu prea e ce să-i faci jocului. It's high time we stop wondering about what's going on in the shelter. Așa. No. Îl strică oare? No, nu l-a stricat. Apropo, eu am două calculatoare, nu știu câți dintre voi știți. Calculatorul de pe care mă joc acum, am făcut un videoclip cu el pe YouTube la stresul. Puteți să căutați Rafael calculator. Și este timpul să-mi upgradez al doilea calculator și o să-l facem tot așa mișto cu... S-a întors Ted cu apă, mască de gaze. E ok că avem apă, dar... I don't know, nu știu. Aolo, trebuia să-i dau lui ea. Cred că ne fură din mâncare. Trebuia să-i dau mâncare, cred. Sau? Ma, nu erau gemenii, mă, trebuia să le dau. O să se întoarcă gemenii, ok. It's alright. Starvation. O trimitem pe Dolores. Pe fii atent, totuși nu Dolores nu-i mai dau.
Asta e un mic tips and tricks, că dacă îi e sete și nu îi dai de băut, dar o trimiți în expediție, nu ar trebui să moară. Da. Deci o să fac al doilea calculator. Am achitat componentele, să vedem când o să dea stresul comandă și o să iasă o unitate mișto. O să iasă o unitate mai mișto decât ce am acum. Calculatorul în sine nu e extrem de puternic, adică are un 4070 Ti și i9-14900K. Adică e un calculator bun, dar nu e extraordinar de puternic cum e ăsta de gaming, dar vreau să arate foarte mișto. O să iasă tare calculatorul, unitatea. Ok, ziua 11, o să dea seama, nu avem harta. Bă, nu știu, adică încercăm să supraviețuim 50 de zile, dar nu știu ce se întâmplă, sincer. Chiar n-am idee. Faza e că... Hai să ne uităm cu lanterna cine e. Le dau la ziua 13 de mâncare, că le-am dat la 7. În loc să le dau la 14, le-am dat la 13. 50 de zile sunt multe și dacă ne atacă cineva avem decât lacătul. Harta, ok. Sper să întoarcă Dolores. Mary Jane a zis nimic, ok. Sper să vină Dolores cu mâncare, că e jale. Și noi suntem și 4 oameni. Sincer, cred că știu care e strategia de început. Cred că strategia e să o aruncăm pe Dolores la gunoi, gen. We got a bunch of mushrooms. Nu. Nu mâncăm mushrooms. Hai să vedem. Nu se întoarce Dolores. Aici bea toată lumea. Nu o să furăm. Nu-mi dau seama dacă trebuie să supraviețuim 15 zile sau trebuie să ne salveze gemenii. 50 de zile, pardon, sau să ne salveze. Ăștia se ceartă. S-a întors Dolores, ia, hai să vedem cu ce s-a întors și... Și... Huge, big, big L din partea lui Dolores. Deci oficial nu mai mănâncă nimic și nu mai bea nimic Dolores. La gunoi, pur și simplu. Information how to get out of this mess. Nu știu, stau și mă gândesc. Dacă e bine să o sacrificăm pe Dolores sau nu. Good question. Bun, ea este thirsty și starvation. Bă, cred că o să se îmbolnăvească te, dar îl trimitem cu servieta. Și vedem ce se întâmplă. Ia. Apropo, avem skin și pe hartă, dacă ați văzut. Bă, și Timmy e pregătit să plece în expediție oricând. Așa. Este câinele. Bă, le dau de mâncare în afară lui Dolores. Că ne-a dezamăgit și nu mai mănâncă. Deci, Papa Lucia cu Dolores. Fii atent că a stat pe Starvation destul de mult, Dolores. Este așa. Starvation și Dehydration. Enjoying the little things is important. Nu. Acum Dolores chiar se duce. Sau? Ne-a contactat armata. Nu avem mâncare să-i ținem pe toți în viață, din păcate. De-aia trebuie să o sacrificăm pe Dolores. Ok. O să se și întoarcă Ted, regele, gen. Hai, mă, să furăm de la bătrânii ăștia. N-avem ce să facem. Trebuie să ciordim un pic de la ei, că e gravă treaba. Uite, pata de sânge pe perete. Cărțile le-am furat, în loc să furăm mâncare, noi furăm cărți. Suntem nebuni la cap. Na, mă. Cărțile le furăm noi. Și uite, sunt de baseball cărțile, vezi? Ca au skin gen. Opening the name of freedom. Ok, eu deschid. Cred că ne fură tot. Ia că a venit și Ted. Bă, un pic bolnav așa Ted la fățău. Ne-au dat 2 sticle de apă. Ted s-a întors cu servieta. O de aia de mâncare. Deci e moartea reală la Ted. Hai să dăm și mâncare tuturor. A furry beast jumped on us. Good thing. What? Because it was our dog friend. A venit câinele. Bă, câinele e mereu unfortunate. Adică dacă era invers, era perfect. Că dădea mâncare câinelui și ne ducea apă. Dar nu avem mâncare. Cum se dă lui mâncare? E gravă că e bolnav Ted și nu știu dacă își mai revine. E bolnav pentru că l-am trimis fără masca de gaze afară, cred. Nu știu dacă ne mai salvează cineva. Ha. Green people. Oamenii verzi au apărut la noi la ușă. Nah, nu ne interesează. Vreau să transform pe Mary Jane, mă. Dar nu vine eventul. Cu Green Puddle sau ziua 27. Bă, suntem peste jumătate din challenge.
Noi trebuie până la 50 supraviețuim, dar s-au îmbolnăvit amândoi și n-am pe medkit. A man in our doorstep wants to be our friend. Na, mă, trebuie să-i dăm și ăstuia apă, că altfel ne bate sau fură de la noi. E un om cu 4 brațe. Mary Jane e pe moarte. Ar fi bine să se transforme repede, gen. Și trebuie să le dau de mâncare. Trebuie să le dau de mâncare amândurora, că sunt bolnavi. We wash ourselves. Ok. Hopa! Hopa mitică, se zice. Hopa mitică. Exciting day. Ia că a găsit Ted cheile de la mașină. Doar nu se rănește iar. Unde plecăm, Ted? Ted doesn't remember where he last parked the car. Aolo, nu știe. A găsit cheile, dar el nu știe unde a parcat mașina. Și el stă acasă. Deci nu știu ce să mai cred. Mai avem 20 de zile. Credeți că le putem supraviețui? Sper să se întoarcă Ted cu niște mâncare. Ăla ar fi... cea mai bună veste, dar... Nu iar, Mary Jane, come on! We're getting worried. Should we take a peek outside? Nu. Nu ne uităm afară. Ci că e... sunt țipete pe afară. Oricum ne dă endgame. Regele Ted s-a întors cu nimic! Cu o daie de mâncare, vezi că e bine. Vezi că e bine. During our latest experience, we ran into a smelly man. Buy a rock. Nu vrem să cumpărăm o piatră. The end, bă. Dar cine a murit? Că nu înțeleg. Dar de ce a murit Ted? Ne-am dat de mâncare? Ne-am dat apă? Team is in terrible shape. Too many days without water. Oh, come on. Faza e că real vorbind erau slabe șanse să supraviețuim, că era bolnavă Mary Jane. Bă, ce unlucky. Greu, rău challenge-ul ăsta. Ești nebun? N-ai cum în 4 să supraviețuiești 50 de zile. Deci trebuie o strategie specifică. E imposibil. Ia stai un pic să ne mai uităm la challenge-uri. Send out 7 successful expeditions to locate a supply cache. Trebuie să ne ducem de 7 ori în expediție. Femeia și câinele ei. Mamă. Parcă aș mai încerca o dată asta, dar avantajul aici e că de fiecare dată îți dă alte iteme, dacă zic corect. Fiți atenți. Deci noi nu mai avem aceleași iteme ca data trecută. Începem din start cu harta. Deci trebuie să ne dăm seama de ce iteme avem nevoie. Mamă, n-avem masca? E deja restart. Fără mască e pa. Deci pur și simplu, fără gaza de mască pe care o vedeți pe ecran, pa. Trebuie masca de gaze, n-ai cum, trebuie să pleci în expediție non-stop, e foarte greu challenge-ul. M-am uitat ca să mă asigur să știu și ce fac, 50 de zile trebuie să supraviețuiesc și vei fi salvat 100%. N-avem masca, bă, știi ceva? Fii atent. Hai să zicem că poate ne iese ceva, îi trimit așa direct fără. Nu ne pasă. Du-te afară direct, pe... pe boală. O trimitem pe Dolores prima oară. Ok. Smell, nu știu ce, nu ne ducem nicăieri. Vreau doar să vă demonstrez că n-ai cum fără mască. Gen, e imposibil. Ok, Dolores. Fără nimic, baftă. Cât de fericită era și o trimitem în lumea radioactivă. Ok. Aici dacă aveam masca de gaze, ne dădea armata supply drops. Deci e super bun și aia. Presupun că putem aștepta vreo 4 zile pe viitor și în a 5-a să trimitem în expediție. Trash can is getting disgusting. Stai așa. Giant green cockroaches. Bă, hai să nu dăm nimic, că poate se transformă Mary Jane, dar nu cred. Ia să vedem dacă nu dăm nimic, se îmbolnăvesc toți? Gen, ne-a ruinat toți sau? Nu. Doar vin gândacii. Nu ne pasă. Mary Jane has been dropping hints that it's a special day for her. Dai medkit-ul, Mary Jane. De ziua ei, așa. Doar nu-l mănâncă. Bine, aia vreau să văd. Ziua 7. Mâncăm toți.
We keep finding spiders. Mamă, dacă se transformă Mary Jane, e cel mai mare W. Mamă, dar vezi că e nasol dacă se transformă. Nu s-a transformat clasic. Pentru că nu putem să o trimitem în expediție și face urât. Da, nu știu. Languid matches is never a good idea. Doing so in a tiny underground spider. Oh my god, shelter is probably even. Trebuie să salvăm un item și nu știm care. Doamne, ce porcărie. Medkit-ul nu-l salvăm. E între radio și boy scout. Mamă, ce gunoi. Deci indiferent dacă ai itemele alea, nu te ajută. Da. Horror, pentru că măcar foloseam medkit-ul să salvăm pe Mary Jane. Pe Dolores. Asta este. Cockroaches are playing around. They're very territorial, leaving us less space. Ok. Deci nu e bine cu cocorocii aia, să-ți ține minte. Le-am dat puțin spray să-i rezolvăm. Problema e că-l cheltuim, măcar puteam să refacem... Da... Am auzit un semnal de la radio. Hamă, doar n-a murit Dolores. Sper că s-a întors cu ceva bine rău. 7 dălea de mâncare, 5 ape, una. Te pupăm, Dolores, nu mai mănânci nimic de acum. Sunete de sub noi. Crocodilii, auzi. Pleacă-te de acum. Ranul ăsta deja e fail, eu vă zic din start. Dar vreau doar să îmi dăm un stres mil. Trăite cu servieta. Problema e că se îmbolnăvește Dolores și n-ai ce să-i faci. Pentru că îți dă eventuri să-ți distrugă medkit-ul. Trăiete să vină prin ziua 17-18 și ne poate salva doar dacă găsește ceva insane. Ok. Ziua 15, le dăm o pică. Dolores s-a ofilit. Îmi place că nu zic nimic, copii. Nu le pasă că a murit un părinte gen. Îl las acolo ofilit. Regii. Ok, bate cineva la ușă. Asta era bun, da. Ia că vine Ted. N-a venit. Ziua 17. Același lucru. Leaking from the pipe. S-ar putea să se transforme Dolores? Mary Jane, pardon? Ia că a venit și Ted. S-a îmbolnăvit. A venit cu medkit, regele. Păi și ce facem? Că Mary Jane e bolnavă. Doamne, doamne. Păi și ce a adus, mă? Ne-a adus apă șobolanis. Trebuie să umflăm pe Mary Jane cu mâncare. Nu știu dacă mai putem vindeca, dar umflăm cu mâncare. Cred că e de mâncare la 2 zile, hai să nu-i dăm zilnic. Că nu știu dacă ne ajută. Dar urmează să vedem acum. During a shower, suspicious sounds coming from behind our door. A leather suitcase. Ia mă să deschidem servieta, dacă se îmbolnăvește Ted din nou, over. Ia GG. Bă, a fost bun run-ul ăsta. Servieta aia e un risc mare de tot să se îmbolnăvească. Deci... GG, no re. S-a îmbolnăvit și Timmy. Oh, God. S-a și nebunit Ted. Holy fudge, man. Hai să mâncăm și ciupești de pe pereți, regii. Oricum suntem bolnavi și se poate întâmpla. What, a mâncat ciuperca și a murit. Murit Timmy, mă. Timmy, no, we're going to miss you. Lecția de astăzi, fără gaza de mască, e gunoi jocul. Deci, trebuie să stau să resetez de 100 de ori run-ul până când pică gaza de mască. Yay, let's go, boys. Fii atent, noua regulă. Nu fuge nimeni pe aici. Noua regulă. În ziua 5 pleacă prima persoană. Adică Ted. Deci, stăm pe spate până la ziua 5 pentru că uneori... What? A crescut o cărămidă și să mergem să scoatem mirosul la groaznic. Te rog, nu te îmbolnăvi. Este bine, mă, mâncare, vreau să văd.
Hai vreau să văd, it's hard to keep track of downtime down here. Dacă nu dau asta, să-mi bolovesc toți. Deci oricum medkitul ăla e zboară din prima, nu e... Că vine un cutremur, vine ceva și e papa. Ok, deci n-a fost. N-a fost cu armata să ne dea supply drop. Ăla e un event chiar bun cu armata. Deci trebuie să avem noroc să ne pice. N-a picat, asta este. Azi bea toată lumea apă în afară de Tedozaur și îl trimitem. Se presupune că Ted bea el apă când pleacă în expediție. Găsește el pe undeva și se întoarce cu stațiurile refăcute. Cred că aia e ideea lui. Ziua 6. Hai să ne distrăm, presupun. Greu Chinese challenge-ul. Dar în teorie nu e atât imposibil, că trebuie doar să supraviețuiești, atât. Ce s-a întâmplat cu unchiul Jim, nu ne pasă. Că nu avem Boy Scout. Trebuie să avem practic noroc de... ceva ne regulă cu sistemul de ventilație. Ia mă să dăm cu... Aoleu, dar ne îmbolnăvim toți dacă dăm cu ăla. Nu. A, nu ne-am îmbolnăvit, ok. Doar că l-am cheltuit degeaba. Forță. Ok, n-au stricat radio-ul, mă gândeam că îl strică. Perfect. Ted is not back yet. Hai mă, Ted. Mamă, tonul vine. S-a dus departe, înseamnă. Deja trebuie să se întoarcă. Insecte. Păi ingenia. Hai să vedem dacă se transformă. E a treia oră când ia eventul. Oare nu se transformă că e challenge? De ce niciodată nu se transformă, Mary Jane? A adus cărți. Doamne. A plecat atenzile să vină cu cărți. Păi bă, tu mănânci cărți? A adus cărți el. Doamne. Mănâncă el. El mănâncă toate cărțile. Are nevoie de supă. Alte lucruri, cărți, atât știe. Nu are niciun sens. Nu mai zicem nimic. Hai să vedem. Chiar așa ghinionist să fie ranul. Ok, dacă dăm ăsta ne dă apă în schimb. Bă, eu zic că merge. Eu așa zic, părerea mea. Chiar ar intra bine o sticlă de apă. Poate ne salvează Dolores că Ted ne-a dezamăgit maxim. Deci maximul cât se putea dezamăgi. Dăm radio și ne dă apă. Bă, nu l-aș da totuși. Da. Radio nu l-aș da. Bun. Someone is below us. Dăm cu lanterna, e crocodilul. Ziua 19. Ia să vedem, trecem repede la ziua 20. Ce zice? Iar insecte, mamă, și n-avem cu ce să ne apărăm. Cred că insectele o să ne fure din mâncare. O, Dolores, te pupăm, ce zici? Nu ne-a adus nimic, Dolores. Șef, cred că o sticlă de apă. Două sticle de apă și checkers. Horror. Deci, horror dacă... Să poate mai horror de atât. Hai să ascultăm la radio. Nu știu, mă, e imposibil, sincer. Cu Dolores, cu ăștia. Îl trimitem iar pe Ted în expediție. N-avem ce să-i facem. Mary Jane has been down today. Hai să... nu știu, să vorbim cu ea. Cu ambii părinții n-avem cum să supraviețuim. Fii atent, îl trimitem pe Ted bolnav. Full don't care la faza asta. Ted evacuează rapid incinta. Adios. Puteam să-l trimit cu radio. Da, nu. Că avem medkit. Stăm bine, stăm bine cu medkit-ul. Chiar stăm ok. Trebuie doar să ne aducă Ted. Ce zice? You will end up with more roaches. Bă, nu știu ce facem cu gândaci ăștia. Oare ne îmbolnăvim de la ei?
Aia e curiozitatea mea. Well, 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 așa s-ar zice. Dolores și-a revenit, văd, e în stare super bună. Timmy was performing așa, glowing intestines. Ce se întâmplă, mă? Lasă-l în pace pe Timmy. Încă 25 de zile și suntem regii. Dar tu îți dai seama, încă jumătate pe atât? Mary Jane e bolnavă, de ce? Dolores, Dolores, Dolores. Mary Jane keeps fainting. Find her something to drink fast. De la apă? Huh. Our way back from the last experiment, we noticed some drawings on half ruin. Ok, o trimitem pe Dolores. La drawings-uri. Și azi le dăm și de mâncare. S-o ude, mă. What? Ce s-a auzit? A, servieta. Mă rog, le dăm de mâncare. We had planned așa. Hai să dăm cu cărțile, să vedem ce se întâmplă. Nu! Trebuia cu radio-ul! Nu! N-am realizat că ăla e un event unde ni se strică radio-ul. Ok, asta e destul de horror. Deși radio-ul ăla e... așa, fii atent, îl sacrificăm pe Ted. Sorry, bradere. Dar copiii sunt în cele justa, nu tu. Ted rămâne în viață. Și fii atent. Trebuie să mă gândesc. Trebuie să mă gândesc bine de tot. Putem să dăm medkit-ul pentru muzicuță. Bă, cu muzicuța putem să alungăm gândacii. Problema e în felul următor. Că trebuie să o vindecăm pe Mary Jane. Deci o vindecăm pe Mary Jane. Și atât. Da. Și el killerim pe Ted. Dar doar să nu se îmbolnăvească de la Ted, Mary Jane. Aia e singura mea cerință. Știi? Ok. Nu știu ce facem cu gândacii ăștia, aia e problema. S-ar putea de la ei să ne îmbolnăvim. Hai să vedem. Ha, mă, te du-te că nu te mai vrem aici. 29. Hai să pariem cu cărțile, poate facem rost de mâncare. Asta e riscul, putem să pierdem sau să câștigăm mâncare. Cred că am pierdut, sau? Minus 2 sticle de apă, forța asta vreau să văd. Nu-i dăm lui Ted. Trimitem pe Dolores, n-avem ce să facem. A fost horror aia cu gambling-ul, dar dacă îl câștigam, gândiți-vă. Eram super bine. S-au îmbolnăvit toți din bunker, ca idee. Asta vreau să văd. Și e deja over. Pentru că n-avem ce să facem gândacilor. Doamne, doamne, îți vine să-ți dai palme. Deci n-ai cum așa ceva. Small suitcase. Bă, luăm servieta pentru că n-avem cum să ne îmbolnăvim mai rău de atât. Șobolan, ce s-a auzit? Mâncare, ne-a dat mâncare. Which is nice. O să le dau eu lor mâncare, că poate și revin. Nu știu ce se întâmplă cu gândacii ăștia. Dacă se mai întoarce Dolores din expediție și ne și aduce chestii, e șefă. Deci Dolores chiar o să zic că e șefa. Hai să mergem să furăm niște provizii. Nu știu dacă am luat ceva. Mamă, muzicuța. Poate cu muzicuța ne salvăm. Le dau și mâncare. Harta nu avem. Hai mă, dăm eventul cu muzicuța. Că putem să alungăm gândacii. Ia. Yeah. Come on. Ăștia nici nu-și revin și le-am dat multă mâncare. E o mică șansă să-și revină când le dai de păpică. Haideți mă, fraților. Vie, nu! Horror, man, challenge-ul ăsta. Deci pur și simplu horror. Ce ai zis cu litera W? Ce, mă, we played I spy. Got bored of the letter W. Oh my god! Imposibil challenge-ul ăsta. Suntem la jumătatea challenge-ului. Am jucat iar 25 de zile, dar nu arată deloc bine. Așa că o să-l trimitem pe Ted în expediție. Depinde dacă avem noroc maxim sau nu. Îl trimitem cu masca. Și le dăm să bea copiilor. Și hai să vedem. Dolores a murit deoarece s-a rănit, nu s-a îmbolnăvit. Și nu i-am dat medkit-ul, că nu l-am mai avut.
Mary Jane a plantat chestia asta aici în stânga, am folosit o sticlă de apă și asta s-ar putea să ne dea de mâncare. Dacă am combinat cu câinele, s-ar putea să facem ceva interesant. Asta n-am mai crescut-o de foarte mult timp din stânga. Mary Jane's plant is growing very fast, așa, but it's not bamboo. We can tell it has some form vegetable fruit. Branches. Nu știu dacă avem voie să mâncăm astea sau nu. Hai să mâncăm chestiile astea mov. Ia să vedem. Ar trebui să fie de bine, cică. Și să nu ne luăm schemă. Moment legendar. Am mâncat din plantă și am luat 4 supe. 4 supe, băieți, dintr-o singură sticlă de apă. Ce, mă? Suntem regi, unde e câinele ăla? Mamă, dacă... Mamă, vezi că ranul ăsta e mega OP. Dacă se întoarce Ted înapoi, deși el e nebun și l-am trimis în expediție. Ok. Habar n-am ce să zic, boys. Astăzi mâncăm. Suntem pe spate, problema e cu apa. Nu! Nu! Spaf! Glumești, fix când era totul perfect. Deci fiți atenți ce s-a întâmplat. Fix la începutul ranului, în ziua 2, Timi a nebunit. Pentru că n-am avut nu știu ce item să-i dau. Uite, deci, gen, ran mega bun, ruinat de un gunoi. Păienjeni peste tot. Ia să vedem, dacă se transformă Mary Jane din ziua 2, ar fi prea troll. Cred că e a patra oară când văd eventul ăsta. Oare nu se transformă de la challenge? Man, glumești, e a treia sau a patra oară când văd chestia asta. Ted a murit. Wow, la prima lui expediție. Ce run minunat, băieți. Ce run superb. O trimitem pe Dolores atunci. Deci l-am trimis pe Ted cu servieta și cu masca de gaze. Adică n-ar trebui să fie nimic în regulă. Timmy și el bolnav. Nu-i dăm nimic lui Dolores. Păi ce aia, mă, că Dolores o trimitem cu checkers. Doamne, n-avem nici medkit să-l vindecăm pe Timmy. Dolores s-a întors, ea. E bolnavă, săraca. Na, mă. Deci fii atent. A găsit huge Dolores, cărți, 3 supe, o apă, supa asta e din altceva, abandoned truck. Deci insane de huge. La fel ca ranul pe care l-am ratat. Problema e că și Timmy și Dolores sunt bolnavi și n-am ce să le fac. Decât dacă le dăm foarte multă mâncare, poate. Acum e moment bun să se întoarcă, zic, câinele. Holy smokes. Dacă ar veni câinele să ne dăm de mâncare și să ne aducă apă, am mai balansat puțin situația. Dar altfel o să le tot dau mâncare la 2 zile. Deci azi bea toată lumea apă. Ăsta ne dă apă pentru checkers. Vezi că e bine. Dăm checkers-ul și ne dă apă. Deci stăm chiar ok. Ok. A fost un cutremur, de aia spar bunkerul. Bun, bun. Toată lumea... hai să zic și lui Mary Jane că e hungry. 21. We are not clean. Ok. Folosim itemul ăla să ne curățăm nu știu cum. Ne dăm la subraț cu spray de gândaci. Huge! Moment mythic! Huge aici! Ziua 22. Bă, stăm super bine, sincer. Deci, let's do something today. Ok, hai să ne jucăm cărți atunci. Bă, stăm super bine, adică n-am ce să zic. Respect, gen. Nu știu, cred că o să încerc să nu mai trimit pe Dolores în expediție. Adică, nu știu, e riscant? Putem să supraviețuim cu astea până la ziua? Nu putem cu apa. Ne trebuie apă, cred că dăm ăsta la locul. N-avem apă. O să murim, nu știu ce să facem. Dăm ăla pentru apă. E cam stupid ce facem, dar... N-avem încotro. L-am vândut pe o sticlă de apă. Opa. Opa. 4! Moment, yaba daba super special.
De ce mi-a dat 4 sticle de apă? Eu credeam că e una. Păi 4 normal că merită. What? Is going on? Ce, mă? Oamenii în pijamale? Hopa! Păi, e ca și câștigat challenge-ul dacă nu ne atacă nimeni. What? Avem apă for days, though. Trebuie să fie starvation ăștia și nu sunt. Ia, o luăm așa, ușor. Dați și voi un like între timp pentru că a fost moment Yabba Dabba super special. Pe Dolores o putem trimite în expediție din nou, dar dacă moare e over. Deci, ne mai uităm o dată. Nu e nimeni starvation, deci. Interrupted by Respire Voice, coming from outside. Wanna buy a rock. Nu cumpărăm pietre. Bate cineva la ușă. Hungry, starvation, starvation. Ok. Ok, seamănă de dor. We opened up encountered a strange looking man in a blue jumpsuit. Bă, nu-i dăm ăstuia. Nu-i dăm, nu-i dăm. Deci la 27 ne-am dat de mâncare. La 32 le mai dăm. Să fim safe. Strange noises, așa. We should probably get busy with something to keep us occupied. Ok, jucăm cărți. Vezi, cărțile sunt bune. Îi ajută la sanity, adică să rămână, să nu nebunească, să se ocupe cu ceva. Deci de-aia e bine să ai. Hai să vedem, ziua 29. Să dăm cărțile pentru lanternă. Masca merita pentru asta. Deci merita lejer. Ia. Astăzi bem. Și mergem mai departe. 20 de zile rămase. 19 zile rămase. Ok. Un om vrea să fie prietenul nostru. Dar are foarte multe mâini. Trebuie să-i dăm... Îi dăm din mâncare care... 18 zile rămase. Ok. All symbols, numbers, așa. Dolores seems eager to share it's hard to tell how long this could take her. Nah, nu o trimitem nicăieri pe Dolores. 17 zile rămase. Ok. Timmy has been trying to go to the surface to explore run așa. We were glad to jump at the chest to get him in surface. Așa, we're worried. Ha, îi ruinează distracția. Nu-l lăsăm. 16 zile rămase. A nebunit Timmy, regele. 16 zile rămase. Some abnormal symbols. 15 zile rămase. Nu ne ducem nicăieri, că dacă nu se mai întoarce Dolores, e over. Deci oricine moare din familia asta s-a terminat jocul. Bă, cred că mai rezistă fără mâncare, sincer. Mai rezistă. Opening the name of freedom. 14 zile rămase. Ok. E un om periculos afară. 13 zile rămase. Emptying the bucket. Așa, we discovered a drone map on the ruin, nu știu ce. Ia să vedem cum stă toată lumea. Lejer, 12 zile rămase.
Practic putem să stăm baricadați în bunker. 12 zile rămase. 11 zile rămase. Cred că le dau de mâncare sau... Și a revenit Dolores. Singurul inconveniente să nu înnebunească Timmy. 10 zile rămase. Hai să mergem să furăm de la aia. Clasic. 10 zile rămase. Am furat un Boy Scout. Mâncăm lejer. Dolores is really craving a cup of coffee. Nu. 9 zile rămase. Ok, 8 zile rămase. Bă, se ține ok, Timmy. A young singer. Deci de la cântăreț o sticlă de apă. Ia să-l vedem pe frățior. 7 zile rămase. Am primit în schimb un portable radio. Ok. Someone is very serious about banging on the hatch. We are scared to open it. Nu deschidem nimic. 6 zile rămase. Îl pupăm pe la care bate. Îl păpăcim. What? Cine rup mă aia? The pages we managed to rescue aren't much. Timmy a distrus cartea. What? Timothy? Behave yourself. Mary Jane insists she doesn't feel complete without her musical instrument. Hopa tuba. Da, nu putem să luăm tuba. 5 zile rămase. We are getting close, guys. A nebunit și Mary Jane. Nu mă interesează ca nebunit. Problema e că Timmy e o bombă cu ceasca. A nebunit și poate să fugă în orice secundă. Deci 5 zile rămase. Apă și mâncare. Patru zile rămase. Holy boys. We are doing it. We stumble a weird sense change radio frequencies. Ok, hai să ascultăm. 3 zile rămase. Să ne folosim și de radio dacă tot îl avem. Ce mă, unde e mâncarea? Ok. Dăm harta pentru bug spray. I guess. 2 zile rămase. 2 zile rămase. Fii atent că Mary Jane și-a revenit, dar Timmy nu. Aia toată lumea și mănâncă azi. Trebuie să alegem cine să mănânce. Deja e hungry. Timmy, Mary Jane, I need some physical exercise. Letting them run outside. Problema cu acest event e că dacă dau nu și nu îi las să fugă afară, le scade sanity-ul. Problema la Mary Jane nu e că ea și-a revenit, dar Timmy e deja nebun. Dacă dau da, sper să nu îi pierd și să îi las să se joace pe afară. Moment epic! Deci Timmy și-a revenit, fii atent. I-a crescut sanity-ul. Și ne-a dat și o supă. O zi rămasă. Toată lumea e pe spate. Cine e, mă, hungry? Hai să mănânce la fata noastră. Sunt băuți, sunt mâncați. Timmy's not doing great. Da, vorbește cu Timmy. Ia ziua 50? Moment. Yabba dabba duba ultra zuma legendar. The end. Even a word or two may be enough to brighten someone's mood. Ne-a salvat armata, boys.
despre ce e vorba. Nu vreau să fac challenge astăzi. Mi-a lăsat un băiat un comentariu și mi-a zis că ar fi mișto să... Nu că ar fi mișto. Câinele ne ajută destul de mult. Că ne aduce mâncare, că ne ajută în expediții, ca una alta. Și am zis, bă, și câine în sus, câine în jos. Hai că-l luăm și vedem noi exact ce știe să facă. Fără să ne bazăm pe comentarii de la abonați. Dar abonații au și dreptatea lor. Adică dacă au jucat, ar trebui să știe exact. Așa că... Nu știu dacă o să mai luăm pe Mary Jane cu noi, real vorbind. A, pot să iau și gaza de mască. Mai da, se zice masca de gaze. Ok, ok, e o glumă de-a noastră asta. Bun, 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 mergem, luăm niște mâncare. Mamă, servieta, dar are 3 sloturi servieta, parcă. Hai că luăm așa, ne întoarcem. Nu știu cine mai e senzivitatea de mică la joc. Și trebuie să întorc foarte mult cursorul. Mă rog, de mouse. Ok, mai avem câteva secunde. Stați geană. Bă, ne trebuie lanternă neapărat pentru câine. Mamă, n-ajunge la ea. A fost destul de slab, dar ne bazăm pe expediții. Puteam să mai iau ceva. Hai, las-o așa, las-o așa. Să fim safe. Bun, bun, bun. Nici nu știu, am luat harta. Habar n-am dacă am luat-o. O, dar sună ceasul ăsta. Am și uitat că am alte căști, îmi venea să ajustez de aici. Sunt mișto, am de la Razer Kraken-urile. Și sunt foarte mișto că au luminițele astea așa. Dar dacă vrei să țină bateria și mai mult, oprești lumina. N-avem harta, n-avem de niciunele. Ok, ziua 1, suntem pe normal, n-avem toată familia cu noi. Vor reuși ei să supraviețuiască sau nu? Data trecută am făcut un challenge și... Nu știu de ce nu-mi pune skin-urile. Pe ce am luat noi skin data trecută? Că nu mai știu. Deci gloanțele au skin. A, medkit-ul. Ok. Totul are skin, ești nebun? A, pe armă am luat, pe topor și pe pușcă. Uite ce stupizenie, adică în loc să facă poate un skin mai mișto, cum era? Adică am făcut de jucărie, gen, what? De ce? Te aperi cu armă de jucărie, adică n-are sens, părerea mea. Dar mă rog, we're going crazy, trebuie să folosesc medkit-ul, că nebunesc ăștia. There are spiders, and not miniature ones, but huge furry creepy beasts. Păcat că nu e dolor ăsta, Mary Jane, cu noi. Da, mă rog! Vrem să luăm câinele, nu vrem să o transformăm neapărat. Adică și dacă voiam să o transform... Uite că nu ne-a folosit medkit-ul. Ceea ce e super nice. Ok, ziua 3. Vreau să-l trimit pe Ted cu gaza de mască, efectiv. Și să vedem îndoi cum funcționează situația. E mișto că dacă e doar Ted în bunker și îl trimiți în expediție și ai cheile, că dacă nu ai cheile pierzi, știi, să încuie bunkerul. Trec direct zilele și dă când se întoarce. Asta e destul de mișto. A rămas Timmy sărac în bunker. Dacă ai câinele cu tine, te ajută la sanity, adică să nu nebunești. E destul de tare asta. Ok, ziua 5. O să avem mai multe run-uri, cred. We have distant relatives. Ok. O să mai punem run-uri, nu cred că jucăm doar unul. Hai că vedem, vedem, vedem care e situația. Ziua 6, Timmy se gândește, din greu se gândește. O să-i dăm de mâncare și avem a few hours of coughing, așa, ventilation is halted. Bă, nu știu ce, sper să nu se îmbolnăvească Timmy, nu știu eventul ăsta. Dacă îi dau Boy Scout-ul strică, s-a îmbolnăvit. Hai că avem medkit-ul, dar nu știu ce trebuia să fac acolo. Cred că trebuia să aleg spray-ul de gândaci. During the night, I was supposed to come from behind the door, because așa, a leather suitcase. Hai să luăm leather suitcase-ul. Asta e inter... Bă, e de mâncare, nu? Da. Leather suitcase-ul de obicei te îmbolnăvește, dar sunt deja bolnavi, adică ce se poate întâmpla? Câtă boală poate să ia? Poate avem noroc și ne dă mâncare sau ceva. Ia. Innocent looking bottle of water, so we took a sip. We thought we got lucky. Deci a fost o sticlă de apă stricată, iradiată și ne-am bolnăvit, dar sunt deja bolnavi, deci da. Ok, hai să-l facem bine, dăm skip. Am irosit ăla. Am irosit medkit-ul. Timmy e fresh după 2 ore, deci s-a îmbolnăvit, mă rog. Așa, ziua nouă nu ne pasă. Deci, am găsit o ușă secretă. Du-te cu pușca, habar n-am. Doar n-o strici. Copil cu pușcă n-ai mai văzut. O, s-a întors Ted, îl pupăm pe călea aceasta. Între timp, da și vă un like puternic acolo, Ted e destul de supărat. S-a întors în gaza de mască și s-a întors 2 sticle de apă. Super, super bine. The more we know about what's going on inside, așa de vera. Hai să ascultăm la radio. Și era să încheiem tot, că nu i-am dat apă lui Timmy. Forță. Hungry și tired, aici e dehydration. Teddy e încă ok, îl trimitem pe Timmy în expediție cu nimeni alta decât gaza de mască pe care o să vă enerveze pe voi. Mai trebuie să zici, masca de gaze. Am 7 ani și am chiloței cu Spider-Man. Ok, ziua 11.
O să-l trimitem așa cum am promis. Nu prea-mi place să-l trimit cu servieta, nu știu. Adică ai avea impresia că aduce mai multe iteme, dar nu cred. Deci da. Ok, trei pe moarte. Hai de mâncare, presupun. Ia să vedem, ia să vedem. Trebuie să vine eventul cu lanterna când ne uităm la câine și... Mama, era să fac infart, am crezut că s-a stricat lanterna. Ok, ziua 12 plecat ăla. Nu, nu e settled, dar asta e interesant. It's been a while. Hai să ascultăm la radio, doar nu-l strica, te rog. Nu strica radio, atât că n-avem harta, măcar radio-ul să asculti la el. Ok, am primit ceva semnal de la guvern că o să ne salveze. Forța rău de tot gen. Încă o duce bine Ted. Bă, dar non-stop ascultă la radio. We hope our așa brave soldiers would come to rescue us. Timmy has comics. Dar nu înțeleg ce se întâmplă aici, dar o să-i dau radio. Cum era 60 seconds în română? Ok. Medkit-ul e folosit, ziua 14. Bă, cred că mai merge, da. Cred că mai... Oh, hai că-i dăm apa, mie să nu moară Ted. Că nu i-am dat. The trash can is getting disgusting. Hai că-i dăm asta. Și cred că-i dăm mâncare în ziua 15. Bate cineva la ușă, se pare. Stai să-l vedem. Mi-am dat apă și el e dehydrate. Nu, îți dau apă, iar. Îți dau și mâncare. Ok, bate ăla la ușă. Că vrea să jucăm cărți, dar nu le avem. De cum vine asta? Omul vrea să jucăm cărți, dar nu le avem. Și-a revenit, Ted, fii atent. E chiar super ok. Mamă, și-a revenit complet, ne tăr, ne starvation, nimic. Ok. Well. Bă, a venit cu tremurul, boys. Nu putem să salvăm radio, că trebuie să salvăm flashlight-ul ca să luăm câinele. Doamne! Sunt slabe șanse să mai facem rost de radio, deci cred că e full doomed asta playthrough. Deci nu cred că mai avem nicio șansă, real vorbind. Fără radio, fără hartă. Nu știu, jucăm așa, vedem ce se întâmplă. Eu vreau să fac rost de câine, eu de aia sunt curios. Ok, the morning we're surprised in a letter of our order, așa. Niște gemeni. De ce nu se întoarce Timmy? Uuuu, pupăm pe calea aceasta, să vedem. Nimic. Mamă, ne-a adus extrem de multă apă. Bă, avem cărțile pentru guvern, dar în rest e cam jalete. All right. Mamă, e ziua de nașterea lui Timmy, la mulți ani. Bă, trebuie să-i punem un fes în cap lui Ted, că e jale cu părul ăla lui. Mamă, și-a revenit Timmy, pleacă iar în expediție. Ok, hai să-l facem așa pe Ted, că arată cam ciudat cu părul ăla. Bun, ați bea toată lumea și sărbătorim și mănâncă toată lumea. Ok, deși poate nu vă e foame. Bun. Bă, nu l-aș trimite iar pe Teddy. Raccoon-like animal shows up around the shelter. We try to sneak up on it. Ia mă, că prindem ratonul în servietă. Poate se întâmplă ceva bine. Ziua 21. Ratonul. Mamă, vă luăm mâncare de la el. Vezi că suntem stacked. Real vorbind, chiar suntem bine. E liniște totală. Nu știu când o să vină eventul cu câinele. Chiar sunt curios. Nu stăm super bine pe mâncare, dar o să-i dau mâncare câinelui. Ăștia sunt obosiți. Vreau să știu dacă e Timmy rănit. Cred că de la eventul ăla devine rănit. Nu e. A, e ok. E chiar în regulă. Ziua lui Timmy. Mamă, moartea, ne-au atacat bandiții. O să folosesc lacătul să ne încuiem. Și da, mamă, dar fără radio n-are cum să ne salveze guvernul, aia e problema. Sleazy looking trader, nu. Vreau câinele, nu vreau pisica. Câinele nu o să stea în bunker cu pisica, ca idee. Deci, nicio șansă. Ok. Ia să vedem. Before we could... Ce se întâmplă, mă? Creature started growling. Deci ăsta e câinele. I-a dat cu lanterna în ochi. Ok. Fii atent, după pisica a venit câinele. O să-l trimit pe Timmy în expediție. Că văd că e... super... A, nu-l mai trimitem, forță. Și o să le dăm mâncare azi.
Nu îl mai trimitem, stați liniștiți că a obosit. Gata, și bolnav și nebun și tot ce vrei. Deci ranul ăsta arată super bine. Păi și le-am dat mâncare. Hai de capul meu. N-am avut medkit-ul și au nebunit și s-au îmbolnăvit. Cred că Ted nebunește că nu are pe Dolores, nu sunt sigur. Toporul nu-l avem. Mă, dacă nu... Mamă, s-a îmbolnăvit și Ted. Nu s-a îmbolnăvit, ok. Hai să vedem dacă vine câinele. Ziua 29. Nimic. Trebuie să vină să-i dăm mâncare. Ziua 30. Și a revenit Timmy. Fii atent, îl trimitem în expediție. Mamă, dar Ted singur? Cred că o ia razna. Before we turned așa... Our man Jim. Would step into the store and said hello. Old man Jim is such a joker. Nah, nu mă bag cu old man Jim. Asta e nebun. Tușește Ted. Își tușește viața, mai bine zis. Așa că... Îl trimitem pe Timmy cu servieta. Poate face ceva. Trebuie să-i dau de mâncare lui Ted sau moare. Îi dau de urgență. Ted n-are nimic aia, chestii, doar nebun. Așa. Nu o să furăm de la vecini. Adică doar două expediții nu ne ajung. Ne trebuie 3-4 de succes. Ca să învârtim și noi ceva ca lumea. Bun. Ia să vedem. Cineva e la ușa noastră, un om cu un costum albastru. N-aia nu-i dăm nimic. Trebuie să vină câinele înapoi. Poate l-ajută pe Ted să nu mai nebunească, știi? Gloanțe pentru apă. Nu. Nu merită. Hai să vedem Ted cum se prezintă. Hai să-i dăm calume să bea, să mănânce. Ziua 35. Și a revenit, nu mai obosit. Da, vezi că e bine. Ia. Rich and give to the poor. Nu, ăștia ne păcălesc, nu ne dau nimic. Cred că ne păcălesc, că ne zic că iau de la bogați și dau la săraci și iau de la noi și dau la alții. S-a întors Timmy, fii atent. Ce ai adus, Timothy? 3 sticle de apă, bug spray-ul. Mamă, vezi că a adus bine Timmy. Problema e că n-avem cum să-l vindecăm, dar... Dar o să-i dăm de băut și de mâncare lui Timmy. Deschide ușa în numele libertății. Ci că e de bine și trebuie să deschizi mereu. Ia să vedem. 37. Îi mai dăm de mâncare lui Timmy. Sunt mai multe posibilități să ne dea iteme. Nu știu exact ce. Dar aflăm acum. Nu ne dă radio. Unde a dat toporul? Well, that's nice. Fii atent ce topor mișto. Așteptăm eventul în care bug spray-ul se transformă în medkit. Ăla l-așteptăm să-l reparăm pe Timmy. Între timp, ia să vezi. Sunt gemenii care vor toporul. Gen, care erau șansele ca să răspundă la eventul ăla, să ne dea toporul și fix în următoarea zi să ne ceară toporul. Gemenii. Poate reușim să scăpăm cu gemenii. Na, trebuie să-l trimitem iar pe Timmy. Timmy cred că moare. I'm sorry, guys. Is what it is. Nu mai avem ce să facem, i-am umflat stomacul lui Timmy cu mâncare, nu se întâmplă nimic, îl trimitem în expediție și ne luăm rămas bun de la el. Unlucky, unfortunate, îl umflăm și pe Ted la stomac. Nu vine câinele, de ce nu vine câinele, man, i-am dat cu lanterna? Come on, ziua 40. Da, Timmy e ca și dus, dacă îl mai ținem fără să-l vindecăm, o să fie cam over. There's an armed and dangerous woman outside. Na, nu-i dau nimic. Câinele! Îl aud! Pancake! Ia mă, ia că s-a întors ea. Și avem și cheile! Mamă, e perfect, e perfect. Ok. Deci, zgârie ușa și vrea mâncare. Așa, nu-l considerăm așa. De far e așa. Ok. Should we feed him? Deci îl hrănim momentan. Ok. Și o să se întoarcă. Deci el s-a întors la noi, ne-a știut. I-am dat de mâncare și acum suntem prieteni. Și o să revină peste câteva zile, cred. Bun. Hai să vedem pe Ted. Da, e ok. Asta e prostie. Dacă se mai întoarce Timmy, e the real MVP. Nu știu de ce nu ne pică eventul ăla să transformăm bug spray în medkit. Mamă, e moartea. Na, nu jefuim pe nimeni. Nu mai avem mâncare, aia e problema.
Și câinele ne cere și mâncare. Ted e plictisit. Sleazy looking trader, nu vreau pisica. Trec zilele, man. Sleazy looking trader. Na, ce trade prost, what? Toporul pentru checkers? Get out of here, man. Timmy, ce s-a întâmplat cu el? Ori moare, ori se întoarce cu bunuri. Dacă Timmy se întoarce cu bunuri, este regele cu râmare. Pușca pentru medkit. Ah. Not bad, to be honest. Not bad, dacă se întoarce Timmy, îl vindecăm. Deci not bad, fair exchange. Not bad at all. Adică ne trebuie neapărat medkit-ul, aia e problema. Nu! A murit Timmy, man! Timmy, my boy! Aici o să ne rănească cel mai tare, pentru că dacă n-aș fi uitat să iau harta și selectam harta acum, ne dădea 4 supe. Dar pentru că selectăm toporul, o să facem pancake ending 4. Pancake, nu știu ce. Îi dau apă, măcar să nu moară de sete. Ok. Deci, am ales toporul. Nu cred că ne strică toporul. Ok. Și ne-a dat extrem de multă apă. 4 sticle de apă. Deci, eu acum am înțeles. Eu, efectiv, dacă aș avea mâncare, acum pot să-l iau pe... Pot să iau pisica și pot să fac ending-ul cu pisica. Pentru că am foarte multă apă. Gen, extrem de multă. Dar n-avem mâncare. Ce facem fără mâncare, întrebarea? Pancake o să se întoarcă din nou, dar avem nevoie de mâncare, Pancake? Deci, e efectiv aceeași situație mereu cu Pancake. Am nevoie de... Am pierdut și Boy Scout-ul. Gen, am nevoie de... Doamne, doamne, am nevoie de... De mâncare și nu am și nu mă ajută cu nimic Pancake că mi-aduce apă. Fost a... Bine, a fost unlucky de la mine că n-am harta, e problema. Trebuie mereu să ai harta, mereu zic că bă, hai că îi dăm fără harta, dar nu, nu merge. Nothing more surprising, knock on the floor, should be, should investigate, risk our lives. Hai bă, deschidem ușa cine. Aia, ne fură tot și ne-au jefuit. Ce se poate întâmpla? S-a îmbolnăvit Ted. Și cine a fost? Nimic. Nu știu ce, we should probably get busy. Hai să ne ocupăm cu nu știu ce. Bun. Măcar avem medkit-ul. Joacă niște cărți singur, ten. Nu-mi vine să cred că nu putem să-l luăm pe... Pe Pancake. Sorry. We're feeling pretty optimistic about today's expedition. Fii atent, hai să-l ducem pe expediție. Da, ducem pe Ted în expediție. Ce item să-i dăm? Fii atent. Aflăm dacă are succes sau nu, îi dăm mâncare și apă. Ultima asta de mâncare. Doamne, să funcționeze. Avem cheile, deci o să încuie bunkerul. Nu the end. Am uitat să-l vindec. Nu l-am. Ok. Ok. Oooo, n-am uitat să-l vindec. 4 ape! Oh my god! 4 ape! Bă, tu mănânci apă, nebunule care ești. Oh my god. No way, 60 de zile. Cine ne mai salvează pe noi? Păi am găsit medkit. Un bărbat cu multe brațe. Bine că nu ne cere doar mâncare, că eram morți. Trebuie să scoatem mirosul ăsta urât de aici. O să dau, da, n-am ce să mai pierd. Ce poate să moare, ce face? Ok. Mai trăim câteva zile, boys. Let's go. Starvation. Aba, nu trăim mai multe zile. Mamă. We met a bunch of people dressed in what looked like Halloween doctor outfits. Nah, nu mă interesează. Avem medkit, avem tot ce ne trebuie. Unde e Pancake, întrebarea, când ai nevoie de el? Come on, Pancake. Ok. Dă-i apă. Bă, trebuie să bea asta apă. Nu, stop. Nu mâncă ciuperci. Ok. Era bună planta aia lui Mary Jane. Mary Jane poate să planteze ceva care îți dă mâncare multă. Ok. Hai să vedem cum se simte azi. Obosit, hungry. Așa.
Definitely banging on our door. Hopa aia că bate cineva la ușă de 5 minute. Doar nu ar fi gemenii. The end. Criminalii! Mă, nu să-l fac gemenii! What? Ce W am făcut astăzi! Oh my god! Nu cred, man! Mama, a fost insane faptul că am avut ultima expediție de succes, vă zic sincer, dar... L-am luat pe Pancake, ne-a ajutat odată și aia a fost tot. Come on! Că nu sunt mulțumit de asta, dar sunt super mulțumit că am câștigat. Și aici 4 de zile. Let's go, boys! Vreau să facem challenge-ul ăsta cu Pancake. Din păcate, n-avem voie să facem expediții, cică, ceea ce n-are niciun sens. Și o să ne dea un skin pe el. Trebuie să supraviețuim 50 de zile, femeia și câinele. Interesant. Ia să-l vedem pe Pancake. Mamă, ce breton are! Uf! Ok. Deci, eu nu înțeleg cum o să supraviețuim noi 50 de zile fără expediții. A group of doctors knocked on our door. Nu. Deci, mi se pare ireal așa ceva. Trebuie să se întâmple niște eventuri cu Pancake pe care nu le știu sau ce se întâmplă ca să obținem atâta mâncare. Bun, green puddle. O să folosim gas mask-ul. Cred că e ceva intoxicație. Cred că e un event ca să pierzi itemele și un event... Aba, nu. Ok. Nu s-a întâmplat nimic. We have a situation in our hands. There's a group of approaching... Ce, mă, deja ne atacă? Ia fii atent că nu aleg nimic. Ce se întâmplă? Dien sau ne apără câinele? Întrebare. Deci câinele nu te apără. What? Dacă nu era pentru Pancake, ne-am fi predat. A sărit pe criminali și i-a făcut să plece. Ok. Deci te salvează câinele, fii atent. Dar a ieșuat challenge-ul, n-am murit noi. Vezi că nu e rău. Ia că dacă dăm retry la challenge, cred că ne dă alte iteme. Sau? Ia că sunt mega curios. Deci ne ducem new game. Ne ducem challenge. Survival. Deci o să ne dea un skin pe Pancake. I mean, nu prea îl folosim, dar ar fi fain să ai skin pe el, ca atunci când îl folosești să fie diferit. Ia, ce iteme ne dă? Poate ne dă 20 de supe. Vezi că avem mai multe supe. Avem 2. Ok. Hai să ne jucăm cărți cu Pancake. Era o poză cu niște câini, dacă mai țineți minte. Nu știu dacă ați văzut-o vreodată. Niște câini care jucau cărți. Era o poză faimoasă. Să vedem ce eventuri primim noi încât să obținem multă mâncare. Mănâncă doar Dolores, asta e chestia. Adică o conservă o să-i ajungă foarte mult. Câinele nu-ți cere mâncare. Cred? Weird mushrooms, nu. Dar învățăm pe parcurs. Dați și voi un like să strângem acolo 3000 de like-uri, 4000, câte putem să strângem la 60 seconds. Deci suntem atacați. O să folosesc cheia. Nu? Nu știu dacă îmi trebuie sau nu cheia, adică dacă eu nu plec din bunker, nu-mi trebuie cheia ca să încui bunkerul, dar vor fi eventuri în care îmi va cere să plec din bunker. Dar la eventurile alea nu cred că te pedepsește. Nu cred că te pedepsește că nu ai cheia, știi ce zic? Hai că rămâne de văzut. Faza e că de obicei la un event tu pleci o zi și te întorci repede, la expediție pleci multe zile. Bun, airdrops, asta e super bună, deci vom folosi gaza de mască să luăm de la guvern niște cutii cu mâncare și provizii. Deci vezi că este mega bine acum, super, super. Cineva e la ușă, nu e un soldat american. Nu! Am uitat să-i dau de mâncare lui Dolores. Nu muri Dolores. Te umflu cu mâncare, gata. Nu cred că se poate îmbolnăvi câinele, deci hai să-l lăsăm afară. Habar nu se întâmplă dacă este un câine într-o zonă radioactivă. Moare sau se îmbolnăvește? S-a întors. Și ce s-a întâmplat? Ne-a dus mâncare. Oh my god. Ne-a dus mâncare ca să o mănânce. There you go. Ia stai așa. Dehydration. Nu, îi dau mâine. Deci Dolores nu e așa înfometată ca Ted. Cred că asta, chiar sunt curios. Că Ted e mai plinus, poate are nevoie să mănânce mai des. Ok, ziua 10. Da, am mâncat mâncarea. Bravo, Pancake, ești regele. Bun. A sudden knock at the door broke our line of thought. It turned into a band of survivors. Bă, le dau mâncare. Nu! Bă, ce fac, mă? Am trollat aici, că nu trebuie să le dau mâncare gemenilor. Oh my god, că eu fac challenge, eu trebuie să supraviețuiesc 50 de zile, nu să le dau mâncare.
Ok, am trollat, am trollat, am trollat. Ia să vedem. E un safe în spatele hărții, hai să-l verificăm. Păi eu mă bag. Îi dăm de mâncare lui Dolores. M-am trollat acolo. Am uitat că nu trebuie să fac. Adică, nu știu ce se întâmplă. Nu, chiar și dacă ne salvează gemenii, noi trebuie să supraviețuim 50 de zile. Oh, huge arma, what? Dripping sound. Și că picură ceva din tavan, punem gaza de mască. Huge, huge, huge. Fii atent că am skin și pe gaza de mască nu am skin. Dar în rest am pe tot. Hai să facem prințesă pe Dolores. Ok. Am avut un vizitator care făcea sunete de care vrea harta. O să îi oferim harta și ia să vedem ce se va întâmpla. Dacă nu se... Ia stai. S-a întâmplat ceva? Ne-a dat padlock. Vezi că nu e rău deloc. Nu e rău deloc. Dehydration. Îi dau mâine lui Dolores sau? Before așa. A wasteland. We're friends with almost everybody. Deci am prieteni cu toți din oraș, cu Jim. Bă, nu mă bag la Jim, nu știu care e faza cu el. Nu mă bag, nu mă bag. Ziua 15, azi îi dau de băut. Până acum stăm bine, real vorbind. Pancake vrea să fugă afară. Ok. Go on then. Deci Pancake nu se îmbolnăvește, ci ne aduce iteme. Poate să ne aducă mâncare sau alte lucruri. Ne-a adus gloanțe? Da. Nu știu ce facem cu gloanțele, dar mă rog. Vezi, asta e chestia. Adică și dacă îți vine în bunker, vrea să mănânce non-stop. Aia e problema. Dar ce se întâmplă dacă nu îi dau de mâncare? Nu, no, trebuie să îi dau de mâncare. Da, deci ăsta e challenge adevărat. Dacă nu îi dau de mâncare, cred că fuge din bunker. Da, îi dau de mâncare momentan ca ziua 16. Da. Deci asta va fi problema, că zice don't lose the dog. Well, well, well. Ziua 17. Something is staring at us. Hai să ne uităm cu shotgun-ul. Cu pușca, mă rog. Trebuie să-i dau de mâncare lui Dolores, cred că devine starving. Trebuie să obținem mâncare prin eventuri, altfel suntem papalucea. Pancake has been, deci se comportă foarte bine cu padlock-ul. Ne putem, uite ce mișto, deci poți să faci expediții, dar trebuie să ai ăsta. Înțelegi? Ok, hai să mergem cu Pancake în expediție. Ziua 18. Ok. Doar o zi, mă gândeam că ne ajută și pe noi câteva, 2, 3, 4 zile. Că dă skip. Când ne-am întors în bunker, am fost fericit să vedem că e intact, că nu l-au... Ce, mă? The padlock is in a sorry state and we cannot rely to instant... Some additional supplies would be... What the f... Nimic! Ce expediție a fost aia, mă? Și suntem și atacați. Doamne, doamne... Bro, glumești sau? Nimic? Și-am stricat și padlock-ul și ne-au atacat și criminalii. What the freak? Horror! Ziua 21. Ok. Starvation. Cred că mai rezistă o zi. Hai că îi dau mâncare, dar... E foarte bun Pancake, că pleacă și nu ce iteme, dar dacă... Deci este non-stop în care... Îl lăsăm să plece... Deci Pancake trebuie să aducă mâncare, atât, ca să-l hrănim. Da, a adus mâncare pe care o dăm lui și GG. Forță. Asta este. Nu putea să aducă și el 2, 3, 4. Aduce una. Nu, o să stricăm radio-ul, nu dăm tinker. Suntem la jumătatea challenge-ului, știi? Adică nu stăm rău, dar nu stăm nici bine. Spiders. Păienjenii. Habar n-am, dăm cu spray-ul.
să scăpăm de ei. Poate ne apăra pancake de păianjeni. Ziua 26. Halloween Doctor Outfits. Să ne dea ăștia ceva oare? O să-i ignorăm, o să-i ignorăm. Adică nu știu. N-avem nici foarte multă apă. Dacă avem foarte multă apă, le dădeam. Te pot ajuta să te vindeci, doctorii. Sau poți să-ți dea un medkit mai târziu. Ziua 27. Nimic. Mergem pe ziua 30. 28. Trumpet. It was played by someone who was clearly not a trumpet player. Cântă cineva la trompetă. A venit cu un prieten care a bătut la ușă. Merry men enter. Trompetă, ia să vedem. Ce se poate întâmpla? Ne-au dat medkit. What? Nu ne-au dat doctorii, ne-au dat ăștia cu trompeta. Au fost foarte de treabă și ne-au dat un medkit. Well, well, well. Pancake e agitat. Cred că aici se încheie challenge-ul, sincer. Adică pancake, dacă n-aduce mâncare, e over. Sau? Băi, de unde avem mâncarea? Good job, pancake is really a... Am luat de mai devreme mâncarea, ok. Nu ne cerut mâncare, pancake. Our ammunition is missing. Nu avem flashlight-ul să o găsim. Hai să vedem, ia 30. Ne cere azi mâncare, pancake? Sau sunt șanse să nu-ți ceră mâncare? Nu, tot cere mâncare. Dăm de mâncare lui Dolores. Și vedem ce se mai întâmplă. Ziua 32. Radioactive air. We discovered a small suitcase. Nu. Deci suitcase-ul ăla e cel mai blestemat lucru. Are o șansă foarte slabă să-ți dea ceva bun. În rest doar te îmbolnăvește dacă îl deschizi. 33 ziua. Hai să mergem să căutăm în expediție. Dacă iar nu găsim nimic. Apă. A găsit apă și mâncare? Let's go, pancake. Mamă, dacă găseam la fel și data trecută, eram re... Mamă, cât a găsit, mă? What the... Prog lumei și a găsit-o buncărul. Ce s-a întâmplat? Bă, clar merită pancake. Ce ai, bă, ești nebun? Deci dacă tu ai... Dacă tu le pe pancake în buncăr, și ești regele. Pentru că nu-ți trebuie padlock-ul. Dacă suntem doi, poate să rămână celălalt. Mamă, e huge. Da, mă, trebuie să luăm pe pancake pe viitor. Bă, tu vezi ce a găsit? Două supe, două sticle de apă, Boy Scout, armă și bug spray. Nici nu știu ce să mai zic. Doamne, doamne. Ok. Păi dăm așa în continuare. Feng Shui-ul, că nu e bine. Dar nu avem ce să facem. Nu știu ce e eventul ăla, real vorbind. 36 pancake, e agitat. Ia, ce ne mai aduce? O armă ar fi bună, ceva să ne apărăm. Sau padlock-ul. Ne-a adus mâncare. Adică și-a adus lui mâncare. Masca de gaze pentru padlock e o ofertă foarte bună. Foarte bună. Iar radioul nu ne ajută, dar e foarte bun padlock-ul. Da. Masca nu ne mai trebuie, că nu mai e radioactiv afară. Deși se aude sunetul ăsta, n-ar trebui să se audă la ziua 38. Cred că e o fi de la challenge. Că nu i-am ieșit fără mască. 38. Hai să-i dăm de mâncare. Bun, ăsta vrea pentru muzicuță, dar nu-l dăm. Bă! Real vorbind, nu știu cum am supraviețuit, dar am supraviețuit. Adică mai avem 11 zile. Să-i dăm mâncare lui Pancake. Testez ce se întâmplă dacă nu-i dai nimic lui Pancake. Sper că nu fuge.
Adică ar trebui... Ia stai să vedem. Ne place să ținem cățelul pe aproape, dar... fără supă, se comportă ciudat. Se uită la noi, la noi cu ochii flămânzi. Și nu ne putem gândi. Da, bă, o păstrăm supa. Și vedem. Că mie că poate mai avem eventuri și nu vreau să pierd. Door to door salesman. Nu. Ok, 9 zile. Începem o numărătoare inversă. Ia să vedem. Mutated rodents. Ne atacă proviziile șobolanii. Dai cu toporul. 8 zile. Ok. Ne spălăm, altfel se îmbolnăvește. 7 zile. Huge. Hai să-l trimitem pe pancake. 6 zile. Ce ne aducem? Mâncare, ok. Bun. Nu putem să ne jucăm. 5 zile. Ok. Ia să vedem. Gunoiul. 4 zile. Chiar e ok. Dar nu ne-a cerut de mâncare, pancake. What? O fi mâncat în expediție? Sau... Da, nu ne-a cerut. Gata. 3 zile. Deci aici, dacă nu-i dădeam mâncare, cred că pleca. Avem și cu ce să ne apărăm, adică e super ok. Bun. Bă... Suntem ok, real vorbind. 2 zile. Nu vrem să dăm exchange. Bun. N-am mai apucat să citesc. O zi. Am pierdut glanțele, că noi le aveam. Îi dăm mâncare și apă. Și suntem atacați. Ah. Se auzea ca un șobolan la ușă. Dar era mai groaznic. Cineva pe cealaltă parte a ușii încerca să o deschide. Îi dăm cu toporul. The end! A intrat! Oho! Das Polizeien kommen! Aici e Johnny. You can't greedy bastards. That's right, you better run. Thanks for leaving one of your rifles. Mamă, ce mișto, n-am mai avut eventul ăsta. Deci te aperi cu toporul și îți rămâne pușca lor. What? We made it, boys! 50 days of victory! Let's go, moment epic! Cine mă arată la fel câinele? Are o pată de maro? What? Mă gândeam că arată cu totul diferit câinele. Mă, ce? Wait a second. Care era challenge-ul cu câinele? A woman and her dog. Poți să le joci anumite challenge-uri? Sau chiar toate? Ia că vreau să văd cum arată. Ce naibă? De obicei cu click dreapta poți să-i schimbi asta. Pancake nu merge. Cred că asta e, ăsta e skin-ul. Cea mai mare țeapă pe care am văzut-o în viața mea. Ok. Dacă v-am plăcut episodul, băieți, nu uitați să lăsați un like. Ne vedem la viitoare. Pooo!